Îl avem pe George Miron azi. Bun. Ce voiam să te întreb și, mă rog, cred că te-au mai întrebat o grămadă. Am văzut că încercai să explici diferența dintre open și super heavyweight. Da? Da. Am început podcastul. Da, Ah, i-am dat. salutare. Salutare urmăritorilor tăi, în primul rând. Așa e frumos. Așa e frumos, da. Și referitor la Open și Super Heavyweight în IFBB Pro vorbesc. La amatori nu avem Open, nu avem 212, că și asta cu 212 am mai întâlnit-o. Și sunt doar categorii de greutate. Plus 70, 80, 90, plus 102 și următoarea categorie, super heavyweight, de la 102 kg în sus. Adică nu mai e limită. Și ca să fac o paralelă de ce vorbesc de categoria asta, pentru că am făcut schimbul de pe clasic, pe culturist, super heavyweight. Aici vreau să ajung, da. Care a Da. fost, trigger-ul? Păi, în primul rând, nu mai aveam în limita asta de kilograme cum să aduc mai multe îmbunătățiri, știi? Unul la mână, doi la mână, cred că și cu forma asta, dacă mă țineam de concursuri, să merg la 4-5 concursuri, știi, legate așa tare, tare, să prind formă, să aveam șanse și cu forma asta. Doar că e terorizant cu cântarul. Adică am avut în fiecare an, în fiecare an, în fiecare an, toată ultima săptămână doar cântar, 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 cântar. Numai, numai pentru asta stăteai, să faci cântarul. Să, adică Da, să și dăm. nu mai vreau. Nu știu dacă ai văzut sau așa, mergi la un concurs, te chinui să faci foarte mult cântar, după aia nu se mai arde de alt concurs. Adică e chinuitor. N-am pățit, n-am ajuns la... Da, Adică, mereu m-am m-am dus în încadrat în Portugalia cântar. și am început să alerg în ziua cântarului și fără apă și fără asta. Aia toți pe acolo mâncau, se încărcau, Da. știi? Cum Și ți s-a... m-am dus, mă urcam pe o bară să mă întind, să fac și înălțimea, că la mine eu și între kilograme și între înălțimi. Trebuie să am peste 182,5 și 100 de kilograme. Și dacă te deshidratezi prea tare, se mai compresează vertebrele Pe și... asta, Da. de pe avion și Da. am pățit-o la Pro Nutrition, m-a scos 182 Da, și am nu. 184. Nu Da, știam uite. să mă țin, nu știam. Și mie la fel, la primul pronutrition mi-a scos 1,68 și eu am 1,71, Da. 1,70. Nu știam ce s-a întâmplat. Atunci, chiar am vorbit cu Dan, i-am spus că am potențial, că noi am început ultima pregătire pentru că ieșeam din kilogramele de clasic. Da. Creșteam prea repede și am spus că nu mai are rost. Plus că ar fi trebuit un an să aduc spatele, să-l las și cu pieptul să nu mai lucrez așa mult, să pun accent pe femoral și pe triceps foarte mult și mi-e place să mă antrenez, egal, știi? Da, știu ce zici. Ăsta a fost feedback-ul, că spatele nu meciuiește pieptul. Da, adică picioarele și brațele trebuie aduse la proporția la spate și feedback-ul la clasic a fost că am fost prea mari. Feedback-ul în Da. Portugalia, zici? Da. Unde te-a scos ăla cu ăla care era... Da. Și eu am zis, păi eu m-am chinuit special pentru asta să fiu mare, că e IFBB Pro. Da, ăla și-a luat cardul? Ăla care câștiga Nu. categoria, nu? Nu. Băi, cardul l-a luat un băiat care oricum cred că mă bătea la Open. Adică era un spaniol foarte fain. Și asta nu mi-a mai părut rău, știi? Da. Păi da, Era. că, mă rog, am văzut live-ul. Și... Da, bine, tu ai început cu cu clasic de la naționale. Da, eu am fost un Ai an câștig... înainte, am fost la Pro Nutrition, dar clasic bodybuilding. Și cât ți-au dat? Că atunci nu știu. Locul Nu, 3. nu... Ok. Da, dar atunci poate o să vorbim. Cred că am făcut, dacă ar fi fost să faci toate greșelile care trebuie să le faci în ultimele 3 zile, eu le-am făcut. Deci, dar toate, nu au existat. De la deshidratări până toate, toate, toate. Te-ai Am călcat și citit. prost? Nu! Ah. Am văzut la Dan Cristian, că îl urmăream și atunci, că el preferă să, în ziua concursului, gen să nu mai mănânce. Dar omul se încărca bine dinainte, știi? Dar eu am avut doar jumătate de zi să mă încarc, am mâncat vreo 3 mesi și m-am trezit și n-am mai mâncat în ziua concursului. Ai Eram sfinț. înțeles și tu ce ai vrut. Ge Da. Ok. Nu, aiurea. Ok. Da. Aici, posing-ul mi-a dat 3 atunci. Nu a fost ce trebuie. Și după aia la naționale, da. Și după aia Valahia?
Da, și Portugalia. Și Portugalia, da. Mai mare. De asta nici nu. Adică mai am de muncă. Știi că Trebuie te-am să încerc. întrebat și la Olimpia atunci că, băi, de ce n-ai mai făcut un concurs? După Portugalia, Da. bro, sincer, dacă aș da timpul înapoi acum, aș fi stat până reușeam să iau cardul. Nu m-aș mai opri, știi? Da. Pentru că la clasic eram acolo, eram aproape. Dar văzut chestia de cum eram eu atunci, poate nici nu am avut îndrumarea cum o trebuit, i-am spus lui Dan, frate, mai merg, dar nu mai merg la clasic. Adică știu că nu iau niciun premiu la culturism, iau 2, 3, 4, 5, dar nu vreau să mai aud de cântare. Că mai era o lună, trebuia să stau pilou până la concurs, ca să pot să stau sub cântar, să nu mai fac deschiderea tările alea. Și am început, am ținut și eram din ce în ce mai nervos. La mine chestia e că terorizești pe alții din jur, știi? Păi da. Și asta îmi pare, dacă aș fi singur, nu știu, poate aș fi eu prost și atât. Și am zis că nu se merită, că mă opresc, vreau să fiu mare. Și după aia să nu mai fac de asta. Oricum, tot o să fii foame și la culturism. Nu, eu cred că singurul Da. lucru e că nu am mindset-ul ăla exact unde trebuie să fie el, știi? Că Ți-am ce? spus, dacă... Adică mindset-ul potrivit pentru a nu renunța. Pentru că dacă aș da timpul înapoi acum, cum văd acum lucrurile, nu mai dădeam înapoi. Stăteam pilou o lună numai să iau cardul ăla. Da, dar acum ești in off, adică Da. ești și influențat de fapt, că așa zic toți, că bă, că în anumite, Așa zic adică nu toți. toți, că nu e o generalitate, dar majoritatea ai văzut că se simt, bă, că mai mergeau o săptămână de dietă, că mai mergeau nu știu ce, Lumea că nu știe cum sunt 2 zile de low sau legate după concurs, aia știi? zic, să stai o lună low, nu prea. Și chestia la mine a fost, nu că am fost dezamăgit, dar când am văzut așa, frate, și foarte mulți bani, m-au distrus cu bani, cheltuie, nu mă așteptam, sincer, să fie așa de mulți bani. Ai văzut că noi calculasem cât ne-ar costa Alicante și era cam 1200 de euro, gen, de persoană, știi? Cu tot, cu Da, concurs, cu dar tot. vezi că Portugalia e mult mai scumpă. Aia zic, aia Da. zic. Am dat 48 de milioane doar avionul. Aia zic, Am exact. dat 48, am dat 30 cazarea, Mamă. înscrierea la două categorii, cu pozi și cu astea, am dat vreo... Atunci în ziua 600? concursului am plătit 600-700? 800 de euro cash, am 800, plătit. 800, ok. Așa, dă-ți seama, bani la tine, motorină până la București, 100 de euro. Cred că am cheltuit în perioada aia 200 de milioane, așa, scurt, doar în perioada aia. După aia apartament la București, cam m-am întors, a trebuit să stau o noapte în București, iar închiriază. Și am zis că, Plus na, mâncarea de pe nu, drum. nu-ți dai mâncare pe drum, mâncare acolo, Uber-ul nu acolo, știu. cât te-ai mai plimbat acolo. Adică, na. A, mașină închiriată, iartă-mă, Așa, trebuie să ok, alegi. ai luat mașină închiriată, ok, mai smart, da. Da. Și chestia a fost că am zis că nu mai văd plăcere să fac fuga asta după cântar. Și că visul meu oricum a fost să fiu mare, să fac culturiști, știi? Dar la ce să mă mai chinuiu, să mai merg la un concurs, două, trei? Da, să acum, cum gândesc acum, aș mai fi continuat. Era în Polonia, era aproape, deja mă uitasem la cazări, la toate. Da, așa a fost să fie, poate. Dar nu, și acum m-am apucat pentru Wings. Da, că Sincer. am văzut și după Dar aia iar. nu mai aveam șanse de cântare. M-am apucat, mai erau 9 săptămâni, Eu mă gândeam că te-ai aveam... apucat pentru Wings, pentru heavyweight, pentru super heavyweight, pentru Nu, pentru culturism. clasic voiam. Mamă, păi... Păi nu, ce super heavyweight, că n-a apucat să pun carne, Ai știi? fost la Wings acum? Nu. N-a fost chiar. Adică bine, a fost, dar... Fost chinezul ăla, care l-a luat la super Bine. heavy, Și-a luat și ăla de cal... pe 2 tot foarte bine, dar după aia nu. Nu și-a luat și calificare la Olimpia chinezul? Ba... Nu, nu, Nu? ai 7 la pro. Da? Ok. Da. Ah, da, că Chestia... el era open, da, a doua zi, Da. da. Dacă era la 212, clar, cred că Da, da. dar eu am avut impresia că a fost la 212 și am Da, rămas. chestia e că acum mă simt mult mai bine și făcând o paralelă cu concursul din Portugalia,
Am urcat și la culturism, m-am simțit de 100 de ori mai bine la Am culturism. văzut, s-a văzut, dar s-a văzut pe Și, scenă. frate, simți că-ți pozează mușchi, știi, că simți că-ți punctează mușchi, simți că-ți punctează, știi? Adică, dacă urci la super heavyweight și ai și structură și mușchi pe tine, nu prea are cum să spună, ăla a fost cu talia mai așa, știi? Da. La clasic nu e încă. Adică bine, e cumva definit, dar e ca la mens fizic, știi? Ei, definit, dar spun eu că la clasic din 3, 1, 2 și 3, nu-i diferență mare. Poți să nu-ți dai seama. Nu e, Ei, nu e. nu e, că oamenii sunt cam în aceleași kilograme, cam aceeași structură, cam, da, fac diferența, na. Adică, Da, uite, și acum... la pro nu prea e. Când te uiți la pro A, la qualifier, pro, nici atât nu-ți mai dai seama. la pro nu prea e. Bine, că te mai uiți la concursuri de-astea mici și vezi, na, se mai face diferență între 1 și 5, Da, între 1 vine și... unul chiar Adică, mult, dacă mult. vine unul clar, clar, din start, îl vezi că e unul, știi, de cum a urcat pe scenă. Da. Știi? Uite cum a fost la Olimpia, când a fost la noi la clasa A sau, da, cred că A era, mă rog. Păi a intrat unul, l-a pus în mijloc, a făcut o comparație și a zis, gata, poți să... Afară. Da, du-te, du-te. Și, adică, s-a văzut, știi, de când a Da. intrat, nu, n-a mai fost... Da. Chestia ciudată la mine, la tot în Portugalia, e cu tot așa, numai în mijloc mă ținut, știi? Da, am văzut, am văzut. Și eu zis, dar mamă, i-ai mâncat, dar de fapt în mijloc era locul 2. Nu știu cum... Da, păi sunt foarte ciudați, să știi. Te mai bagă first call-out și după aia nu-ți dă finală. Am mai văzut Da, și de da. astea, am mai văzut și de astea. N-am Bro, înțeles, dar... toate astea care se întâmplă, prețul la concursuri, că te bate unul, că nu te bate, eu cred că n-ar trebui să... Nu ar trebui să te afectezi deloc, pentru că tu nu e aici, până aici nivelul tău. Tu dacă vrei să ajungi aici, n-ai cum să te împotmolești la un card pro sau la un concurs sau, știi, să te demoralizeze. De asta nici nu văd un lucru așa benefic după un concurs să faci atâta tam-tam. Pui niște pozi, oamenii oricum care sunt din țara ta o să spună că erai tu pe unul, ăia care sunt din țara aia o să spună că ăla e pe unul. Da, așa se întâmplă. Tu dacă știi că ești bun în sinea ta și că poți să lupți în continuare, n-ai nicio treabă un concurs, două, trei. Este că e frustrant că nici nu avem așa mari potențe financiare, știi? Aia e Aici. problema, știi că Poate știi îmi cât pui ai băgat. speranțe într-un concurs, în două, știi? Da. Pui, băi, fac un sacrificiu, să merg, să cheltui, să asta. Și când vezi că pentru aia un concurs nici nu te bagă în seamă, parcă... Asta e singurul. Ție ți s-a părut mare diferență când ai trecut de la campionatele astea interne la NPC? Măi, când am trecut la campionatele interne, mi s-a părut diferență faptul că m-am schimbat și eu, adică am devenit și eu mult mai atent, știi? Și oarecum am intrat pregătit. Adică, dacă rămâneam cu mentalitatea pe care o aveam atunci și mă duceam la NPC, mă mâncau, știi? Păi de asta zic Sau că eu vis-a-vis oarecum... de primul concurs eram ultimul frustrat. Mi se părea că eu nu merit, că meritam mai mult, că... Dar urât, adică, Da, știi? adică după naționale chiar am stat numai super, super bine pe toate, știi? Fără multe greșeli, tot, som, și am crescut mult într-un an. L-am mai luat și pe Dan, care m-a Da. ajutat cu pregătirea și așa. Am avut evoluții, de asta m-a și ajutat. Bine, Valahia am prins-o, că am luat și la clasic și la culturism. Bine, ai prins prima ediție, a fost Am mișto. prins, nu a fost prima ediție și nici nu a fost nivelul să spui că era wow. Da, uite, au fost vreo câțiva buni. Fost, hai că au Adică, fost. clar, dacă vineam cu forma de la naționali, mă tăvăleau, nu aveam nicio șansă. Da. Moral, la clasic nu știu, dar poate la culturism. Dar vezi că altele au fost și la clasic și la culturism. Mă mânca De fapt, da, de fapt, da. ăla. Și așa la culturism ne învârti mult. Da. Nu, dar mă refer la diferență, nu știu. Te simți mai mulțumit în NPC? Da. Adică, ai văzut că sunt o grămadă de oameni care rămân în federație Da. sau în campionatele interne și... Da. Din prima mi-am dat seama, mai ales când ziua concursului nu eram trecut pe foaie. O trebuie să plec de acasă nevopsit, să mă duc eu să le duc nu știu ce acte, că au uitat ei. Când am ajuns acolo, ca și cum ar fi fost vina mea că nu m-au trecut ei pe acte. Păi așa e. Sunt toate E scriați cu vina pariu. ta. După aia când intru pe scenă, nu-mi băgați muzica.
Ce salt CD? Le-am dat două CD-uri, unul MP3 și unul MP4. Da. Da, ai văzut. Na, nu pentru sportivi. După aia, următorul an la Valahia, frate, am spus că intram la 10, la 10 eram în fața scenei. Corect. Mi-am așteptat o secundă. Am întrebat, cum, nu știam, știi, cum intri, first call out, cum te strigă, cum a, nu i-a explicat tot. Oameni deschiși la minte, care iubesc sportul ăsta. Nu știu, eu am văzut că acum sunt mai mulți nemulțumiți. Și Lucian Borza, și am mai văzut de NPC, știi? Câți prețuri, cât te fură. Dar eu nu cred că trebuie să ne lăsăm acum. Că e clar, chestia tu atâta trebuie să știi. Băi, ce vreau, să iau cardul ăla pro, da. Bun, nu te opri până lei. Contează că te dă pe tine pe 2, pe 3, pe 4. Nu știu, poate e și o chestie de ego pentru față de loc, știi? Păi Că, e o bă, chestie de ego, ai da. câștigat un concurs, da? Chiar dacă nu e mare, dar ai luat unul, știi? Ai luat cupa, ai luat trofeu, nu știu ce ai luat, l-ai dus acasă, știi? Eu personal, sincer, să mă duc la un concurs ăsta, nici nu m-aș ridica din pat. Da, apoi să mă apuc să fac cardio ca să merg la Semtex. Sincer, adică nu, dar nu că mă cred mare valoros, dar nu-mi transmite niciun sentiment. Nu-mi Da. transmite. Să mă duc la Târgu Neamț, la Cupa Federației. Bine, nu Cupa Federației, nu vorbim de... Nu Ai mai... zis că au fost care bagă nei, frate, care Da, bagă nei. bagă. Au fost sportivi buni acum la Cupa Federației. Ah, Da. tot respect, adică bravo lor, dar cred că ar trebui concursurile astea să fie pentru cine sunt făcute. Semtex. Da. Adică dacă eu am un pic de pretenții de proști, îmi doresc să am o calificare la Olimpia în 5-6 ani, n-am cum să mă mai duc la Semtex. Cred eu, nici motivat. Nici când dă 1000 de euro dacă iau open, tot acolo ești. Da. Da, asta zic, că E ca... nu știu dacă e o chestie de realizări, cât e o chestie de ego, știi? Am câștigat 5 concursuri anul ăsta, știi? Păi, ai Nu? câștigat, da. Păi Da, da, aia mai e de bine fapt. prefer să ies pe 5 în super heavyweight. Da. Să știu că mai am de muncă, uite, ca să ajung că ăia mai am. Bun. Acum revenind la Super Heavyweight, că am închis paranteza Da. asta. Mike, în ritmul în care ai crescut, cât ai avut la naționale atunci? Păi ce, nu mai ții minte? 92. 92 Da. și acum ai Atâta era 100, limita. acum A, ai nu, 100, nu, 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 95. La Pro 95. Nutrition 92, 95 la Naționali și acum 100, da. Acum ai 100, acum. Acum am 120. Deci de la 95. Stai așa să fac un calcul repede. Cât sunt Da, la 25? 95 pe scenă. Da, mă, 95 stage Da. weight, da. Dar sunt 25 de kg în plus. Da. Dar nu sunt, adică sunt 25 de kg de masă corporală în plus. Da. Nu te simți, adică cum te simți la 120 Băi, frate, sincer, de kg? Că sunt asta super e, supărat. că, na, la Da. super heavyweight eu bănuiesc că faci un 125 sau poate te duci vreodată în viața asta în 130 de kg. Cum e? Ca Cum? să am bază în Cum? super să iau cardul, trebuie să mă duc pe scenă să am un 112, cam așa. Ok. 110-112. Și ca să fac chestia asta trebuie să am vreo 127, cum e acum. Acum. Că fix la asta mă gândeam. Cum e viața la 120 Bro, de kg? Că nu ești nici foarte sincer, înalt, am adică nevoie mai nu ai 2 mult. metri. Dar obosesc. Asta Obosesc mai zic. rău. Asta zic. Nu? Mâncare mult, m-am săturat să mănânc. Mult. Faci respiri greu când îți leși ireturile? Foarte greu. Dar mă enervez că am niște adidași de sală care intră așa greu în... Câteodată mi-e și rușine în vestiar, știi? Mă chinui să-i bag și obosesc, frate. Au patru. Aia de la Gorilla, gen? Sau care? Da. Da, Da. păi. Mai fac cardio. Asta, da, eu zic că de cât ok. Așa, ca energie, mă simt bine, adică nu am probleme, somnolență sau, știi? Oricum dorm, dorm și ziua și seara. Nu Dar am problemă. cum ți se pare raportat la ritmul în care ai crescut după naționale până acum? Cât au trecut? 2 ani? 2 ani? Da, 2 ani. 2 ani sunt o grămadă de kg în 2 ani. Cum ți se Da. pare mai, cum ți se pare pe mai departe? Adică... Păi, eu dacă o să fie sănătate și merg lucrurile așa, pot spun încă 20 de kg pe mine, sigur. Sigur, sigur.
Și ca să fii cât de cât ceva frame-ul ăsta meu, cât de cât să fii complet, cam acolo trebuie să mă, 135, ca să spui că faci culturism. Și eu cred că în 3 ani, 4 ani, e realizabil. Cât e 5 kg? 6 kg pe an. Da, e. Dacă e, De la un dacă... moment dat e mai greu să mai Da, crești. bine, da. Da. Oricum, uite, acum am ajuns imediat. Imediat. Am ajuns destul de repede la 120. Dar acum mănânc și nu prea se mai mișcă cântarul. Păi... Adică nu prea se mișcă câte o săptămână, dar trebuie E să îi faci. saturația aia. Da, îi faci, mai. Nu e problemă. Bun, acum, că ai rămas singur, ce te-a făcut să iei până la urmă decizia asta legat de Bro, Dan sincer, și de eu, împărțire? ca să-ți dau așa un exemplu, Nu trebuie să-mi eu dai m-am lăsat. insights. Nu trebuie să-mi dai insights dacă nu vrei. Adică Nu, dar nu... nici n-au fost. Nu, dacă nu au fost. Dar îți dau ca să vezi cum sunt eu. Am renunțat la facultate în ultimul an Ce ai făcut? și luam și bursă. Ce ai Gen, făcut? Ce facultate ai făcut? inginerie alimentelor, protecția consumatorului. Eu, uite, am renunțat la master, de exemplu, tot în ultimul an. Și nu-l plăteam. Asta, și luam și bursă, luam Ah, 650 de lei pe lună. ok. Adică nu mi-a păsat. Când am vrut altceva, știi? Așa și cu Dan, adică am stat așa și nu mai simțeam responsabil, responsabilitatea aia, știi? Nu mai vedeam abordarea asta ok pentru mine. Pentru că consider că acum, la super heavyweight, ca să fac trecerea asta de la cum sunt eu și înalt și cum am de încărcat, presupun că îmi trebuie o leacă o altă abordare de culturism. Dacă fac lucrurile care le-am făcut un an și 6 luni cu aceeași mâncare, cu același protocol, cu aceleași substanțe, probabil să mă trezesc la anul mai că am 1 kg, 2 în plus. Și încep pregătirea tot pentru clasic, știi? M-am gândit și am zis că e mai bine să mă axez pe un antrenor care să poate să mă ia să mă duc acolo, știi? Ce ai zis și lui asta? Adică... Mi-am dorit o altă. Tot ce s-a spus ție? O altă abordare? Și chestia de responsabilitate, știi? Că el mi-a spus că plătești mai mulți bani și vrei să te simți mai responsabil. Dar nu era chestia că plătești mai mulți bani. Odată ce în plan, că el chiar dacă mergea, cum mergea planul, că mergea bine, nu dădeam înapoi. Deodată ce eu nu mai am 100% încredere în plan, așa, și o să spun și cu încrederea asta în plan, consider că nu are rost să te mint eu pe tine și să nu fie lucrurile cum trebuie să fie. Și aici mă refer legat la off-season cu cheat meal-urile, știi? Frate, eu niciodată, dacă o să mă cunoști, nici eu pot să nu pun nici sare în mâncare, adică sunt disperat după chestia asta. Dacă consider că este un moment când vrei să pui un pic de pauză, o dată pe săptămână, să-ți ieși tu soția, nevasta ce ai, Să scoți în să ieși să oraș. mănânci o pizza, să ieși să mănânci orice vrei tu, o fructe de mare. Și chestia aia, eu cred că, pe lângă faptul că nu-ți face nimic, pentru mușchi nu-ți face nimic bun, dar pentru faptul că te ajută psihic pe tine și pe mine mă ajută psihic, cred că contează mai mult, mult mai mult față de... Și dacă nu mai împărtășesc cam același principiu cu tine, de ce să... N-are rost, știi? Dar uite că nu-ți face nici ceva neapărat rău. Că am mai auzit Păi chestia nu-ți asta. face. Că Dar nu-ți e, face dacă e, calorii, bro. Nu-ți da, dacă e calculat, raportat la face ziua nimic, bro. respectivă, e... Chiar nu-ți face. Adică așa consider și eu, știi, da? Adică să am îndoieli ca antrenor sau să-mi dea ceva ce... Nu, chestia a fost pur și simplu din partea mea, din principiul meu, știi? El îi... gândește bine cum gândește, nu spun, dar vreau să văd și alte abordare, poate mai bune. El e principiul că în off-season trebuie să stai cât mai definit, foarte, foarte definit. Și eu sunt de acord. Dacă rămâneam la clasic, cred că era cea mai bună abordare. Să Corect. stau foarte definit, kilogramele jos, când încep pregătirea să nu am de dat 15 kg de pe mine, știi? Să nu mă terorizez cu mâncare, era perfect. Dar acum cred că trebuie să călcăm un pic pedala. Ok. Okay. Și legat de chestia asta, tu ai mai lucrat și cu altcineva înainte? Nu. Am pregătiri ca mai, care am mai făcut, am făcut cu Pihurea, știi? Ok. Dar nu cu
El m-a ajutat, mi-a scris, dar doar pe partea asta de ultimele 10 zile. Inclusiv pic, gen. Da. Adică nu mi-a spus el ce să mănânc, ce să... Doar preocupat. Ei, cu manipularea de soliu. Și acum te-ai gândit la cineva? Adică ai, nu știu... Bro, m-am Bănuiesc gândit. că ai, că e, că e mag, nu știu. Da, te... ce spun? Am vorbit, i-am scris lui Patrick Thor, cum mi-a răspuns. Ok. Dar ar fi cam aceeași abordare ca și cu Dan. Deci n-ar avea prea mult sens. More or less, da. Da. Cu toate că e un, un ochi mult mai ok, știi? Consider eu, dar... Am scris lui Espin din Spania. Ok. Mi-a dat ca la fraieri. Să-i cumpăr un program de la online. Da. Și am spus, păi cine cumpără ăsta? Am zis, care vrea să participe, cumpără ăsta? Bun. Și acum cred că o să rămână cu ăla, cu Boat of Outlaw. Ok, da. Ștefan, da. Smart, Ștefan. Da. Am văzut, da. Mi-a licuit Chiera niște planuri de la el. Da. Mi s-a părut, nu știu dacă ai văzut, dar mie mi s-a părut... cred că îl văzusem pe alu Roberto Bocca, cred. Băi, nu știu, n-am văzut nimic. Foarte smart omul, cu Excel-uri frumos, adică totul era programming, da. Adică foarte cumva structurat. Antrenamentul era puțin mai vag, adică, na, îți spunea doar seriile și cam atât, știi? Dar în rest... Deci văzusem un plan, asta să scrie în fiecare zi, frate, gen mai avea unul, nu mai știu, vreo 45 de zile până la concurs sau ceva. Și toate erau scrise într-un Excel, ziua și protocolul, dar protocolul cu tot, de la mâncare până la gir, mă rog, tare. Știi? Da, foarte tare, cred că am stat o oră pe Excel-ul ăla, adică asta să mă uit, băi, ăsta e nebun, cum le dracu le scrie așa, știi? Adică, na, bine. Deci, știi de ce m-am gândit la el cel mai mult? Că oarecum e și la început și încă-ți mai dă interes, știi? Da. Da, ai observat chestia asta cu cât ai mai mulți clienți și cu cât ești mai sus, hello. Că se pierde cumva din interes? Adică nu știu. Păi nu știu, odată ce Jose Spino ăla îmi dă, că nu mai primește clienți și îmi dă un protocol făcut online, dai seama că ai 200 de clienți, nu poți mai face Excel-uri de alea cum face ăla. Cât ești, și oarecum când ai început vrei și rezultate mai ok. Nu, no, bineînțeles, da. Păi uite, mă uitam tot așa la un podcast, cred că povestea Daniel Vasilică, că nu i-a mai răspuns Jensen la check-in. Adică i-a răspuns când a fost ziua de plată, știi? Da, am auzit și eu. Și de la Milosarție, tot așa. E, nu mai săptămâni. Milosar, da, la, bine, da, bine. Dar eu cred că nu-ți scriu ei, bro, adică eu cred că nu-ți scriu ei, deja, adică e o echipă în spate pe WhatsApp-ul ăla, nu? Da, exact, nu-ți scriu adică ei. Că nu știi că e, are Jay Cutler proces, a, nu știu dacă știi, are, a avut Jay Cutler proces acum câteva luni, că oamenii luau online coaching de la el și primeau totul prin mail, știi? Și tot da. Era semnat Jay Cutler, Jay Cutler, întotdeauna Jay Cutler, că salut, da. Hi, I'm Jay, nu știu ce. Dar nu era, omul efectiv, el era în alte țări, făcea cursuri, făcea workshop-uri și erau, nu știu, angajase vreo 10 indieni care erau în spate și dădeau răspunsuri de alea basic, adică spunea very good, very good today, very good, știi? Păi, și l-a dat o judecată. Da, l-a dat unul judecată, că nu știu câți bani a dat, i-a dat mulți bani, știi? Da, păi și ăsta avea vreo 500 de euro cu două luni prin program de ăla. ESPN, da. Mamă. Da, da, program de ăla a făcut pentru... Păi, pentru femei. Da, da. Da, da, da. Fond în 30 de zile. Da, newsletter, da, exact. Exact, exact. Cât ești, Ștefan? Da, dacă cred că ăsta o să rămână. Da, din ianuarie, oricum am vorbit, o să-i trimit pozii, să-i trimit ce mănânc, ce... Ok. Cât e de curiozitate? 250 de euro pe lună mi-a cerut. 500 trebuie să-i dau o dată pe două luni. Ok. Da. Nu e rău. Da. Nu e deloc rău. Nu știu. Ok. Sunt pe România. Dar asta vreau să zic că sunt. Cunosc oameni în România care au atâta la... Te antrenează în sală, știi? 18 ședințe. Pe lună. Adică nu e... Nu e foarte rău. Sincer, așa mare nevoie acum pe off-season, nu simt că aș avea. Pentru că am știu drumul, că știu de aici ce să fac.
Dar chestia e că dacă aș începe doar pe pregătire, nu mă cunoaște, știi? Da, Dar corect. ar fi perfect din ianuarie ca să ne pregătim pentru Olimpia. Corect, Nu. corect, corect. Care Olimpia? Pentru ce vrei să mergi? Aici la Cluj am văzut. Deci se mai ține anul ăsta la noi, până la urmă, că n-am înțeles. Da, la Cluj s-a pus. Că toate scandalurile alea n-au dus nicăieri și n-am înțeles dacă se Da, ține, da. dacă nu se mai ține. La Cluj o să fie tot așa la sfârșitul august. Asta e bine. Măcar că e accesibil, știi? Da. E fain și Clujul. Da, e. Da. Dar e accesibil ca și concurs, nu? Adică versus a pleca din țară. Deci doar, ca am spus, drumul și stresul și astea, nu, e greu. E terorizant când ești atunci pe low, îți pare orice greu să faci. Da, dar simplu Da. fapt că nu ești nici la tine acasă, știi? Adică Da. nu Deci, bucătărie, când du-te ai ia plecat mâncare. într-o vacanță, nu ai nicio problemă, ești relaxat. N-am Normal. mama asta, las, mănânc ceva. Păi e Știi? experiența, te duci pentru experiență, știi? Ați dat seama că eu am plecat de aici, din Iași, la 5 jumate dimineață. Ai Și venit în am ajuns București? în Portugalia, la apartament. De fapt, m-am culcat la ora 5 a doua zi, 24 de ore. Și era cu 2 ore, era 7 normal. Și eram fără bagaj, fără niciun supliment, fără mesă, fără nimic, 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 nimic. Și a fost, wow, leu, era și un frig acolo. Eu am scris cald în Portugalia, în mai. Da, super. Super nasol. Bun, și după Olimpia, care e planul? Am zis că o să mai merg. Două, trei, dacă dă Domnul cu culturismul ăsta, să mă țin mai Faci bine. și wings-ul, presupun. Din august până în noiembrie e cam mult. Da, oricum, nu știu. Nu știu cum o să facă asta, pregătirea de concurs. Tot asta contează foarte mult, știi? Că așa nu-i greu să stai. Ai terminat un concurs, faci un reverse diet, ușor, ușor, după aia urci, după aia crești, cobori, iar ești în formă, nu-i mare lucru. Bine, asta dacă e o lună, dar vorba ta, august până noiembrie, am uitat că Wings-ul se ține mereu la fel, În septembrie, octombrie și jumatea lui noiembrie sunt 2 luni jumate. Pași pe CTS până acolo. Tu dai seama să rămâi pe doapici. Ai mai făcut PCT în ultimii? Băi, da, am făcut. Dar 2 luni, 2 luni jumate. Anul ăsta am stat 2 luni jumate, anul ăsta, vara asta. În iarnă iar am stat după Valahia 2 luni. Așa, am așa, 2 luni, 2 luni jumate, îmi fac canalizări, totul bine. Și acum am ieșit la rinichi, creatinina serică mai mare. Și Ok. rata de filtrare. Și RFG-ul a ieșit la fel, nu? Puțin. Rata de filtrare față de ultima dată a ieșit un pic mai mică, dar un pic, dar nu e sub limită. Ok. Și am stat, proteina jos, fără îndulcitor, fără coloranți, fără nimic, 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 nimic. Când am fost după 3 săptămâni, tot la fel era. Și înseamnă că, da, și oricum, acum trebuie să merg iar să văd dacă scade și dacă o să scade iar, e clar, e o problemă. Trebuie să fac ceva. Ai stat așa mult high protein că nu, adică nu văd Nu la consider, 3. adică ce aud pe ăștia că mănâncă atâta, nu consider că e Da, protein. da. Am 200 de grame de piept pui la masă, 200 de vită, 200 de somon, Da. 30 de grame de muș, adică nu Ajungi la mănânc atât. 300, 300 și un pic de grame pe zi, gen. Cam pe Cam acolo. așa, și la kilogramele mele vin Da. 2 grame, 2,8 grame, 3 grame, hai, cred, tot ce mai e proteină. Da, aud 5, Da, 4,5. am auzit și eu, Mai bine îmi dai carbo să mănânc decât atâta carne. Nu pot. da. Da. Asta și HDL-ul căzut. Da, LDL-ul? LDL-ul e ok? Bun, LDL-ul Da, bun. eu am avut fix Deci, na, invers. nu mănânc prostii, știi? Dacă aș mânca prostii, s-ar duce HDL-ul mai tare și Și LDL-ul. mai tare și LDL-ul, da, ți-ar scade HDL-ul, s-ar crește LDL-ul. Da, bine, HDL-ul oricum e temporar și mereu îl schimbi.
Adică, mereu după concurs am luat o lună să-l fac dublu, știi? Sau ceva, să Da. crească, nu e... Bine, și eu le-am ieșit după concurs TGU, TGP-ul, dar le-am imediat le-am rezolvat. Da, ales... Dotațion, cu ăstea. Da. Da, Bine, glumă. așa, dacă după o perioadă de asta de 3-4 luni, 5 luni, ții 2 luni, eu nu te refaci 100%, că ar trebui să stai jumătate de an, știi, ca Clar, să... pentru PCT, da, pentru PCT complet, da. Da. 6-7 luni. Uite, la anul vreau să mă opresc să fac un copil, poate mă ajută Domnul, Ok, știi? ok. Și de asta am spus, după Super Heavy, cunoscut atunci în vară, în toamnă, după aia îi vine iarna, pot să stau 5-6 luni. Chiar că, cred că o să-mi prinde și bine, că acum o să forțez nota un pic, să pun carni, știi? Da. Și chiar o să fie bine, rău. După aia, dacă fac un copil, nu mai am treabă. Pot să-mi văd treabă liniștit. Dar crezi că nu-l faci așa acum? Dar nu, nici nu vreau să mă risc. Dar dacă se întâmplă, bro, Doamne ferește, ies cu o boală, cu ceva, nu mă acuz eu. Ba da, dar teoretic. Păi da, dar poți să știi, Da. băgăm. Da, corect, da, Din corect. beci, frate, făcute din... Nu, nu Da. prea, adică nu prea mă joc de a medicină. Mai bine, da, cât e, să mă opresc jumătate de an, merg, îmi fac niște analize, tot, văd ce care-i treaba. Bine, îți faci Că... spermogramă în primul rând, să vezi cât Păi de... da, păi da, bă, care-i treaba, îmi spune ce am de făcut. Când am extraordinar de mulți ani de abuz, de când, să spui, consum. Definește abuz, mă rog. Cum? Definește abuz. Că Păi, nici nu odată pot, care mi-a nici... luat în scop medicinal, e abuz. Bine, pe da, asta zic, că e o chestie Da. de... Ai Nu-s luat, nu... făcute ție cantitățile Ai astea. luat, nu-ți trebuia, te pup, știi? Da, Îți da, pui la nu, un clar, doctor că clar. iei 500 de miligrame de testosteron, cred că Da. zici, ce ai făcut? 500 de miligrame e ok, încă am auzit și... Am auzit și eu grami. Bro, mai mult de 250, 750 n-am luat. Nici pregătire, nici... 750 vin 3 doze de enantat, 3 Da, fior. da. N-am luat. Și nici nu am simțit nevoia, adică mereu la libido, la forță, la... M-am simțit perfect. Ai Și văzut că nu e nicio diferență între 500 și 750. Adică, nu știu, n-am făcut 750, dar... păi, o diferență cred că este, Nu, știi? Dar nu cred că vizibilă simți. pentru tine, adică... Simți de la cer la pământ, știi? Da. Păi, dar să stai și cu 250 pe săptămână, să faci sport și așa, tot te simți super. Te simți zeu, nu știu, mai ții minte Da, prima da. oară când ai trecut de la natural la enhanced, că era... Pfa. Păi când am trecut de la natural așa, era prima ediție de semne. Se făcea. Și am vrut să merg. Eu deja, cum ar veni, eram pe pregătire. Dar mi-am dat seama, cine m-a făcut să mă apuc? M-a râs pitrachii. Cum? Oh, păi tu îți dai seama că eu că el atunci era bine, știi? Era, Eu da. cădeam cu el pe categorie, la 90. Eu aveam vreo 88 de chile atunci, dar mai dădeam. Mamă, și când l-am văzut pe ăla, frate, picioarele alea, braț, zic, păi, dar unde mă duc eu lângă ăsta, frate? Și am zis, trebuie să fac ceva. I-am scris la unul pe Google, pe Facebook, vindea de astea. Nu știu, că el îmi dă sugerere. Nu mai știu cum îl cheamă, frate, am uitat. Era un ungur. Mă rog, nu mai contează. Da, oricum, Nu le dăm numele, cu las. numele poate scrie și altul. I-am scris, i-am spus că vreau să merg acolo, sigur, pac, Sigur, mi-a frate. trimis alea, mi-a făcut el ciclu, mi-a făcut tot. În fine, mi-a trimis alea, bro, și tu îți dai seama, eu țineam și de alea fără carbo, eu Mamă, nu știam. da, ca toată lumea. Și când am băgat alea, propionat și așa, și m-a luat o foame de aia, dar grav, îmi crescuse forța la antrenament, cerea corpul, frate, testosteron, atâta, cerea.
N-am rezistat. Mai aveam vreo lună jumate până la concurs, i-am dat mesajul ăla, zic, oare dacă îți trimit ăstea înapoi, poți să mi-l înlocuiești cu dele de masă? Și eu zic că Aoleu. nu se poate. Nu, nu. Ai luat din ele? Da, nu, că luasem câteva dozi. Și Mamă. mi-au trimis din azi, vedeam că mă pun pe masă. Nu mai puteam, bro, mi-era foame rău, tare de tot. Și nu te-ai mai dus la Semtex. No. Dar bine că nu m-am dus, cred că așa mult. E Bine că nu posibil. m-am dus. Dar nu, pe bune cred că așa mult, un habar n-aveam. Culturism, mă duceam pe culturism la 1,80 m ceva, îți dai seama, la 90 kg. Păi dacă mă răzbitra că avea 67 la Tu dai seama că 90 kg. avea 90 kg. Da. Na, bine că nu m-am mai dus. Cred că începeam cu cariera. Așa au fost mai bine cu locul 3 la Pro Nutrition. Da, overall da, să știi. E bine. Era acolo, gen. Bine, Mai da. spunea că m-a furat un loc, meritam doi. Bă, să știi că nu e exclus, adică majoritatea cazurilor în care, chiar dacă zici că se plânge cineva, nu e exclus să zici, să te uiți să zici, da, frate, chiar merita doi. Nu, dar sunt cazuri. Uite cum a fost acum la București cu... Cum îl cheamă clientul ăsta, lui ce era la Men's Physique? Frate, mi-e urzică. Rareș Urzică, da. Mi-mi plăcea extraordinar, frate, omul, nu știu. Față de ăla, nu mă pricep la Men's Physique să spui că... Dar raportul, talii, umeri, era Fie ce am văzut clar. la Men's Physique, am văzut că jurizează line-up-ul. Dacă ți intră 10 oameni, 9 sunt mari, unul e mic, ăla La mic bikini, așa e la bikini. te pun în spate, îl pune ultimul pe la mic sau îl pune undeva la mijloc, nu contează, nu are relevanță. Dacă Da. vin 9 mici și unul e mare, te pupiști prea mare, știi? Că Așa la bikini, dacă vin nou definit și una puțin cu așa, pe aia nu mai bag. Dacă vin una, două definite și restul plini, 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 ți depunctează. Exact așa. da. Păi trebuie să-i mulțumesc pe aia, știi, să facă jurizarea în Exact. funcție de ei cum arată. Exact. Că nu-ți vin trei acoperiți, doi mari, unul Da. foarte definit, dar mic, știi? Nu prea vezi de astea. Ori vin Da. mari toți, ori vin mici și Da. definiți toți, știi? Și na, a dat. Ei, integrează și pe aia, cum, după cum se poate. Oricum, ai văzut că ce trece de locul, nu știu, 10, nu mai. Îi pun Da. acolo pe foaie să fie cum o fi, foaia aia să... Na, mă rog. Bun, hai că am două chestii. Am două chestii pe care vreau să le discutăm. Le-am făcut de mai mult timp în Q&A și mă rog, am luat două întrebări care mi s-au părut mai ok așa. Că tot vorbeam, ai spus tu de că trebuie să aduci spatele și femurale din apoi, știi, să-i aduci cu Nu, restul nu, corpului. nu. Nu spate, Triceps. tricepsul, așa. Da. Ok. Cum abordezi grupa deficitară? Cum abordezi grupa? În ghilimele deficitară, că nu e neapărat deficitară. O prioritizez, adică lucrez de 2 ori pe săptămână. Asta e primul lucru pe care îl faci, îi crești frecvența. Da. Mai mult de atât, e aceeași intensitate, aceleași. Doar prin creșterea frecvenței și de când am făcut chestia asta, am crescut și femuralul și tricepsul. Cu tricepsul am probleme că mă cam doare în cot. Dar e ok că Epicondilită, tendinită, e un astea. început, da, trebuie să merg să văd. Când nu mă doare la sală, mă trezesc din somn, frate, mă trezește din somn, tu știi? A, ok. Nu, Da. n-am, adică am pățit o dată cu epicondilită, dar mă rog, mi-a trecut Da, ulterior că... Chiti, dă-ti de acolo. Da, deci prioritizez. Acum fac tricepsul de 2 ori pe săptămână, Ok. femoral la fel. De 2 ori pe săptămână. Da. Și așa am făcut cu vatra tricepsul. De 2 ori pe săptămână, cu Și ultima de an. Și cu ce ai tricepsul? Cu ce am îl... cu piept și umeri. Cu piept și umeri și încep cu tricepsul mereu sau îl lași la final? Nu, îl las pentru că, mai ales cum am durerile astea, știi? Te mai Foarte încălzești. bine se ocupă. Foarte, da, foarte bine. Deci îl simt foarte bine. În schimb, când făceam înainte triceps biceps, începeam mereu cu tricepsul, știi? Și abia pe la al treilea exercițiu să spui că puteam să fac contracția aia, Bună, știi? Da. da. Că
ca să nu mă mai Ok. gândesc la criterii. Și vezi că trebuie timp. Știi? Chestia Exact. că eu mereu coatele le-am avut slabe. Ok. Și mereu, deci grupele pe care nu am avut contracții, ale au rămas. Deci mereu la triceps am avut probleme că puneam greutăți mari, mă dureau coatele, când mă știu. Și la femoral n-am lucrat. Am strâns bani când lucrez. Dar nu erau, frate, aparate. Da. Era un aparat, ziceam că e de femei. Nici nu știi ce sunt pe vremea aia. Da. Dacă Nu, făceai gen, eu făceam abducții. picioare și la urmă ziceam desfac și ăsta la mișto, așa, știi? Da, dacă făceai abducții Făceam era de niște flex. femei. Eu primul exercițiu pe de femoral de care am crezut, am știut 100% că e de femoral, e că vedeam la unii pe net că fac se așează pe o, cum dracu se numește, pe o saltea și fac flexii cu gantera pe saltea, care e un căcat, îți dai seama, e fix un căcat, adică n-ai full rom, n-ai Da. nimic, gen. Și am zis, Mai. mamă, frate, asta numai așa se lucrează, e greu. Și am lucrat așa vreun an. Îți dai seama că nu era nimic, că era pe făcea așa, ca și cum mai faci o flexie de Nu aici. avea nicio contracție, da. Da, exact. Și după aia zic, te iau de aparatul ăsta. Nu face Cam același lucru. seamănă, nu? Că seamănă, da, știi. Da, nasoală asta cu muralul. Da, și asta, de asta sunt încrezător, știi? Pentru că știu că nu am depus foarte mult în sensul ăsta. Și acum când le dau importanță, sigur o să fie ce trebuie. Îți dai seama, fac la femoral 4. 4 exerciții? 4 vineri și 2, și 3 marți. Ce exerciții faci? Da, de 7 pe săptămână. Ce faci? Ce faci în alea 4? Păi am flexii. Ok. Din flexii din așezat, am flexii Din întins? din întins, Ai unilaterale? individual, Da. așa Și sunt ăsta. artiel. Da, îndreptările românești, pe care foarte bine li simt, dar le fac la urmă ca să fie mușchi încălziți, știi? Da. Fiind elongații și întinderii, pot să... Chiar am văzut cazuri care le-au făcut la început și au avut probleme. Da, oricum face mai mult sens să le faci la final după ce mușchiul e contractat și poți să faci stretching-ul ăla pe mușchi. Adică nu, nu văd sens să începi să te duci și să începi cu Romanian Îți deadlift. dai seama, aici sunt trei aparate de femoral, îți faci bine. Chiar e bine. La triceps nu poți face flotări la paralele, deloc. Acum merg la metamorfoză în partea asta și ardeala care te ajută, știi, cu contra greutate. Și le fac și așa și tot le simt foarte bine, dar sunt bucuros că pot și așa. Mă rupe cotul dacă fac, nu pot. Cu crusher extensii, am o presă de triceps, dar nu prea, e mai mult o extensie. Deci pe Sunt presă alea aerobă. din așezat, alea. Da. Da. Depinde E de mai mult o ce. extensie, știi, nu e un Nu împins cum ar fi. e un împins, da, e o extensie cumva proastă că nu poți să-l întinzi complet, că Da, și eu, nu știu, nu când te are lasă umărul. copaca ridicată la maxim, încerc doar partea aia de Nu, împins. păi Da, nu mai ai spațiu, știi, să poți să da, întinzi, da. să împingi bine. Da. Da, mai e și un aparat de extensii cu un braț care ar imita extensii deasupra capului cu gantera, deci pui cotul pe saltele Ok, deasupra. gata, gata, Dar e foarte fain alea. știu. Da, Păi bun. astea sunt. Și diferența între astea două, în afară de volum, că ai 4 într-o zi și 3 în altă zi, intensitatea aceeași. Ca să înțeleagă Intensitatea oamenii care e e sensul aceeași și cumva. acum urmăresc progresiv overload. Ok, cum faci progresiv overload în general? Păi, în general, de exemplu, adică eu am pe fiecare grupă câte o abordare, știi? La grupele mici prefer să nu cresc așa mult greutățile, să cresc numărul de repetări prima dată. Ok. Pentru Face sens. că, da. Iar la picioare, de exemplu, am făcut săptămâna asta hack squat cu 300 kg, dau un exemplu, 7 repetări. Săptămâna viitoare trebuie să meargă 8, neapărat. Trebuie să meargă 8, ok. După ce am ajuns la 10 repetări, cu greutatea aia, mai Pui, bag 20 kg. atunci mai pui, da, exact. Da, adică bag o greutate care m-ar permite să mă duc înapoi la 6 repetări. Exact, da. Da. După aia iar de acolo încep, cresc. Dar chiar e chestia când, uite, sunt săptămâni, săptămâna trecută, de fapt săptămâna asta, la picioare, nu știu, n-am dormit cu o zi înainte încrescut în mâncarea, cam să mai încresc un pic.
Au intrat mesele greu, știi cum e la început. N-am dormit bine. A doua zi, eu înainte de picioare dorm o oră, n-am dormit, am avut treabă. Broș, când am pus seria de lucru care a făcut în 10 repetări, dar am zis că să nu mai cresc, zic, lasă să fac măcar alea 10, tot sunt buni. 3 repetări au mers. Bine, mai mergeau să mă forțez, știi, dar zic, nu, băi, mă simțeam obosit. Da, Și ai de asta văzut să din le prima. spun și oamenilor, dacă aveți momente de astea când simțiți că, băi, nu-i ce trebuie, nu-i, lăsați-o moale, decât să crește intensitatea, creșteți volum, băgați repetări mai multe. Băgați mai multe și am lăsat alea, nici genul n-am mai făcut și m-am dus numai la aparate, la prezi. Pam, pam, cu a mers. Da, uite că Deci nu sunt. fiecare săptămână e progresiv, nu Nu toți e, chiar. dar nici nu, dar nici nu ajungi foarte repede la platou în fiecare săptămână, știi? Ajungi, da. Adică. Cred că ar trebui gen la un astfel de antrenament, cam la 5 săptămâni să faci un deload, 4 săptămâni, 5 să faci un deload, că te prăjești la creier, Te prăjește nu, rău, da. nici nu duci la Că uite, sunt nici nu. oameni care se duc ca un antrenament de ăsta prost, fix, dar sunt toate semnele acolo, că n-ai dormit, că prima masă, că Da, faci da, așa da. la prima masă, ai băgat prima Da. masă, nu, digestia e, simți că ai mâncarea aia în stomac, știi, te târăști Aia, așa, da. te duci și totuși se așează la aparat, văd că nu pot să facă și zic, bă, ce e în neregulă, frate, că eu mănânc, eu fac, știi, Deci, și uite, se detaliile astea. plafonează, se plafonează, Da. direct. Da, și asta să spun, dacă eu spun că nu-i bine să forțezi când te simți așa. Pentru că și Nu, tu absolut spui. deloc. Dar oricum nu poți să ajungi nici măcar la ce ai făcut săptămâna trecută. Păi Adică. nu, nu, nu poți. Doamne ferește, te-ai lăsat odată și ți-o rupt ceva și faci mai rău. Adică-s bune și clipurile alea motivaționale, că hai, că fiecare zi, dar Nu e mai este realitatea care e alta. așa. Păi. Nu e că asta de fapt îi prăjește puțin pe oameni, știi? Că, bă, Da. că Dorian Yates cu 7 ani a stat el celibatar Bro, și oamenii știi. înțeleg că suntem atâția oameni diferiți unul de altul. Și că sunt oameni care duc, care au fost creați pentru așa ceva. Nu ai cum să ajungi la un nivel de ăla dacă nu ești deja la 20 ceva de ani, dacă nu ești printre ei, nu mai ajungi tu, frate, la 35. Că Da, nu se da, schimbă da, da. ceva în genetica ta încât să te duc încolo. Nu are cum. Poți să fii poate un pro și mergi la concursuri de pro. Dacă nimerești vreodată vreo formă bună și așa, poți prinde o calificare la Olimpia, cam atât. Păi nu, că uite. Ce? Păi Bumstead la 21 de ani era pro în culturism, nu în. Păi sunt negri aia care arată mai bine ca mine cu doapii de atâția ani. Sunt volum, densitate, maturitate musculară. Dar dacă o băgat 500 mg testosteron, nici nu mai stai lângă ei, n-ai să le mai faci. Da. E vorba cât duci atâta duci aici. Nu ai cum să... Că dietă țin toți, antrenament fac toți. Corect. Asta nu N-ai înțelege cum. lumea, că nu suntem oamenii care să zicem că nu reușesc. Că uite, dacă ți-ai luat pro la 30 de ani, ce speranță mai ai la Olimpia? Sincer. E așa pentru reclamă. Ce să mai... Da, mă rog, L-ai reclamă. luat la 20, l-ai luat la 21 de ani. L-ai luat la 21 de ani, e Până altceva. la 30 de ani, dacă ai bănuți așa, te faci bine. E Când total ai... altceva. Păi... Dar la 30 de ani deja tu trebuie să-ți faci un copil. 30 de ani faci deload-ul vieții Trebuie cumva, știi? să-ți faci ușor, ușor te gândești să mai te extinzi și pe alte planuri, să nu mai stai numai închis în casă. Că efectiv asta facem de dimineață până seara, știi? Dar... Acum, perioada asta, nici nu cred că aș mai putea să trăiesc altfel. Păi Cred că nu ar e, fi un chin. trebuie să o consumi, știi? Trebuie Da. consumată perioada ca să poți să te Da. regăsești în altceva, că după aia rămâi cumva cu regrete, nu știu. Da. Adică eu Uite, efectiv, mare. eu. Care? Am vorbit cu el azi, Mitrachi, Ok. și a spus că se retrage, că nu știu ce. Chiar i-am dat un mesaj și i-am spus, păi zic, tu ai câștigat din sportul ăsta mai mult decât 10 carduri pro. Și cum ai știut să aduci beneficii pe un sport și-a muncit, care are mulți ani când muncești. Dar dacă mai pune pe mine într-un câștigător de card pro care nu face nimic cu el,
Și între Marius Mitrachi, păi aș alege de studiori Marius Mitrachi, gen să am evoluția lui. Pentru că omul a făcut și sport, a făcut și câteva concursuri la nivelul lui, Băi, a știut gândește-te să-și facă că un public, e cel să mai facă realizat, și e cel mai realizat om pe fitness, corect, în țară. păi. Adică pe content, pe social media, Chiar pe... i-am spus, că zis, și am spus, dacă vrei card pro, frate, bagă două apele de pro. E simplă treaba, te-ai închis în casă 3-4 ani, Da. bagi două apele și și tu acolo. Și atunci nu se știe. Dar nu, nici atunci, dar nu-ți dă nimeni siguranța asta, că uite, asta e Atunci o problemă... ajungi să mai trebuie vreo 20 de concursuri, cât 102 de milioane, ca să te duci să te bați acolo. Și ce ai făcut? Ai, Dar frate, care... există șansa să poți să faci efectiv un protocol de pro cap-coadă de la orice și să nu ajungi. Și să nu ajungi pro. Clar. Adică există chestia asta. Mie mi se pare o frică. Adică mie mi-e frică să crezi niște lucruri degeaba. Dacă zic, nu se poate, frate, nu se poate. Poate nu se poate, știi? Chestia e că nu ai cum la un Matiz sau la o Dacia să-i pui tu un chip de 1000 de cai și să meargă Da. pe pistă cu Ferrari, cu... Da. Nu se poate. Eu nu înțeleg că și în fotbal, și în tenis, și în toate sporturile astea, de asta nu sunt toți tenismeni. Da, nu Sunt stau aia în UEFA, care nu, da. mai sunt pe lângă, cum suntem noi. Acum că și pentru România să iei un car pro, îi o performanță pentru cum suntem noi aici. Păi e că suntem o Sunt mână, mulți sunt o mână de oameni cu car pro. La nivel mondial care e o performanță să ai un car pro. Este, știi? da. Dar eu consider că să ai un car pro, adică să luți pentru un car pro să pierzi 6, 7, 8 ani, dar să nu se dezvolți un pic partea asta de online, mai bine stai, frate, și fă ca aia minciuni de alea, că mănânci nu știu ce, am mâncat nu știu ce, cum Păi îți fac scoți, copiii ăia. din alea scoți, din alea scoți bani. Păi e mai scoți, deștept de studiori. Du-te și fă scoți. clipuri, du-te și fă alea și fă fitness, arăți bine și nu te omoră, frate. Că... Da, scoți, scoți. Adică părerea mea, cum să nu scoți? Eu nu am timp să mai fac un clip YouTube. La antrenament nu vreau să mă deranjez, că mă antrenez în punct căștile, am ritualul meu, parcă sunt nebun. Clipul cu cheat meal nu mănânc așa multe cheat meal-uri încât să fac. Sau dacă mănânc un clip, un cheat meal, îl las să-l mănânc eu, știi? Da. Aș, hai, da, am idei. Doamne, dar nu, nu... Nu ai timp și nu te Nu scoate, ai timp, te scoate doamne. din rutina asta pe care o ai deja, știi? Nu ai Ai timp. văzut? Asta este. Cum a fost chestia asta cu YouTube-ul? Când te-ai apucat? Acum un an și ceva? Nu, după pronutrition atunci După m-am pronul trece apucat. atunci? Ok. Da. Hai, dar cum? La mișto. Filmam așa. Prima dată am filmat. Băi, mie îmi plăcea, eu am mai făcut niște clipuri pe YouTube cu sala. Vreo 7-8 ani, când umblam cu Mocanu, cu un prieten de-a meu. Dar îmi filmam antrenament, puneam muzică eu. Cu Îmi Bogdan plăcea, Mocanu. știi? Da. Ok. Și atunci după pronutrition mi-am zis, băi, da, să filmez eu așa cu telefonul la mișto. Aveam un cont de YouTube și nu știu cum, o zi din viața unui culturist, nu știu cum îi puneam titlul. Nu, asta e acum. Hai că asta e mai recentă cu o zi din viața unui culturist. Nu, de atunci. De nu, din atunci? Viața unui sportiv. Din viața unui da. Sportiv, așa. Da. Și am vândut. Am făcut și cu Mocanul ăla un vlog, am ajuns imediat la 1000 de abonați, m-am motivat, știi? Ai avut noroc. Da. Eu am luat-o de jos, de jos. Bă, dar tu știi ce greu creștea dacă nu făcea? Că crești Păi, greu până la 1000, știi? da, până, bine, până ajungi să monetizezi, dar da. Nici, da, la 20 de, nici la, nu știu, dar nu scoți bani din YouTube, scoți bani? Da, eu nu scot, bro, că am luni, de exemplu, când am făcut luna aia cu Dorian Popa, vizualizări mai mult, așa, am făcut 300 de dolari, de dolari, da. Da, nimic. Da, 150-200 pe lună. Da. Bani reinvestiți practic tot în asta, dacă stai să te da, gândești. Da, Cameră, da. Microfon. Dacă aș sta să-ți filmez zilnic. Ai scoate, că acum ai follow-uri. Să pui zi de zi și să pui titluri de alea, mănâncă cu 5 Clickbait, lei de zi, da. Un culturist, 200 de calorii, de mii de calorii. Da, și da, numai da. Prostii de astea, știi? Să faci vizualizări, să pui zi de zi, cred că ar putea să faci vreo 800-900 de dolari pe lună. Să ai pui. Faci, da. Că deci... tu dacă pui zilnic, poate unul prinde, știi? Urcă și după aia urcă și celelalte.
Păi nu, dar gândește că pui unul pe zi și dacă sunt astea shorts cu mare Dorian Popa, că ai văzut că e daily vlog 8 minute, 10 minute, oamenii se uită cap-coadă, că creează un storyline acolo. Începe de Da, la el de da, acasă și se termină cu anunță ceva sau face o da. concluzie Da, sau da, ceva. Te se uită la tot și versus să pui cât pui acum? Pui unul pe săptămână, două? unu, două încerc. Unul, două pe săptămână. Ai văzut câte ies pe lună? Vreo 8, 7, 8, cam așa pe acolo, 6, 8, 6, 8 Nimic. clipuri. Da, din 6-8 clipuri, nu știu, eu scot, nici nu știu, 70 de dolari, o chestie, un căcat, îți dai seama, știi? Dar, bine, nu asta e ideea să o faci pentru bani, dar raportat la pune unul în fiecare sau măcar 5 pe săptămână, știi? Care îți rulează același număr de views pe care le avea în mod normal, le triplezi, le faci de 4, de 5 ori mai mari, la același număr de views. Dacă mai și prinde unul, ăla e, știi? Da. Dar asta e cumva, nu e secret, YouTube-ul cumva ăsta a fost rețetă. bun și m-am ținut de el. Îmi și place, în primul rând. Îmi Da, place. asta e important. Mi-a adus clienți online. Surprins oarecare credibilitate, nu-i ca pe TikTok sau... Cred că și vânzările la suplimente tot de acolo sunt mai mari, O să de te YouTube. uimească că pe mie TikTok-ul mi-a adus clienți versus YouTube. Ai prins un client pe TikTok? Toți, nu unul, toți. Mamă, mamă, Făcusem, eu nu am știu. avut, deci după Olimpia am avut Câți ai pe un TikTok? 14K, nu mult. Mi mai spun așa, băieți, salut, am văzut pe TikTok, eu rămân așa, băi, lasă-l acolo. Eu nu-l suport încă, Deci, nu fii atent, pot. niciun nu suport, dar a fost primul lucru la care m-am apucat. Am făcut o memă de aia la început. Folosise Da. un sunet de ăsta din For You și am făcut cu primul videoclip, am făcut 100K, știi? Da. Și în ziua aia am făcut 1000 de follow. Doar în Da, ziua aia, ia când l-am frate, deschis. ești ca nebun. Și după aia a fost un boom de ăsta. Și mă rog, am făcut eu o caterincă de aia proastă, că mă luam de Da. boroiul, de... Mă rog, o caterincă de aia proastă, 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 proastă. Și după aia, ușor, ușor, când am văzut că a început să fie cumva engagement, am început să fac ce voiam eu să fac, de fapt, știi? Și după aia, după Olimpia, mă rog, a fost un boom de ăsta de oameni care au dat mesaj că vreau online. Și Da. mă gândeam, bă, de unde au fost, că sigur nu sunt în concurs, că pe YouTube făcusem vreo 4-5K vizualizări. Vezi că s-ar putea scrie pe YouTube, bro. I-am întrebat pe toți, știi că eu am call cu fiecare. Ah, Eu am cu call cu grupurile. fiecare, vorbesc înainte, că altfel nu pot așa cu WhatsApp, cu poze, cu să-mi spună el din amintiri. Vreau să-l aud și la, că poate nu-mi place cum vorbește, știi, sau poate nu știu. Mă rog. Și zicea, după TikTok, după TikTok. Păi ce căcat că pe TikTok fac Caterinca, adică de ce vii la mine dacă fac Caterinca? Mi-a zis, chiar mi-a zis unul, căci că te-am luat că ești Caterinca. Ulterior nu l-am mai luat, știi, că n-ai, am zis, ok, fatele ce vrei tu, știi? Da. Oricum, dacă nu bate în fierul cu TikTok-ul acum cât e Nu, cald, trebuie, mi-ar trebuie. trebui să omorâm TikTok-ul ăla. Trebuie, da. După aia, în 2-3 ani, o să spun eu, da, i-au prins, când au fost. Ca așa au fost cu YouTube. Înainte, dacă, cum am făcut eu YouTube anii ăștia, dacă făceam acum 5-6 ani, aveam 100 de mii. Da, Când a apărut mult, Angel Fitness și mult mai cu... mult, mult mai mult. Păi nu, că îi băteai pe aia, dar bine, trebuia să fie și contextul de azi, știi? Păi da. Că poate nu era metamorfos pe vremea aia, știi? Sau Păi da. nu era contextul actual să poți să te plimbi la concursuri, să poți să ieși, să, Asta știi? spun, contentul de acum se face Să atât, faci atunci, impecabil. da. Da, era altceva. Dar bine, pe vremea aia ce făcea? Angel Fitness vorbea din Păi casă, te cred. face adesea, De și la... creativ, Da, și da, 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 serios. da, da. Bine, Eu spun ca și eu. dar lucruri pe care poți să le faci și azi și să aibă același impact. Doar că Păi atunci da, erai, dacă te puteai... duci capul, intri la el, la alea care cele mai vizualizate, și furi titlurile. Faci Da, 2-3 luni, ai de acolo titluri da, omoare. da, 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 da
astea cu full Nici day of mie. eating, să... Asta, nu îmi place. Păi nu suport să Nu-mi stau place. să... Ce să-ți arăt cum tai puiul, cum fac orezul, cum... Nu-mi Ce e place. aia, mă, frate, mă, e... Nu-mi place. Mie cel mai mult mi-ar place să am cineva să mă filmeze numai pe la Exact. antrenament. Să ai un curry. Da. Să ai un curry. Da, că asta e de fapt, să arăți antrenamentul, că ala, practic ăla ești tu cumva, știi? Păi, am făcut antrenamentul, l-ai filmat, știi? Sau ce mi-ar fi plăcut mie, dar acum e perioada asta mai nașpa, toate prin țară, cu bani, cu ăstea,
Gen, Să te plimbi. da. Da, O și... dată, săptămână, în weekend sau așa, păi mă duc acolo la Timișoara, fac și un vlog și cu cineva, după aia fac și un Da. Q&A, știi? Da. După aia pot să fac și un vlog pe acolo, prin oraș, cu un cheat, cu asta. Dar cum să acum, bro, ca să plec undeva, trebuie să-mi car o valiză de mâncare după mine, Păi, da. trebuie să-mi car jumătate de casă după mine și nu-ți vine, nu-ți Da. vine. Uite, am început să fac asta la un moment dat, dar la fel, ți se taie. Am fost la Vili, am fost la Chera, unde am mai Da. fost? Știi? M-am plimbat, dar nu, ți se taie, adică nu... Stai. Mai ales dacă tu ai un scop să progresezi, stai și te plimbi. Da, oricum Mâncare. atunci când am fost la Vili, făceau că mâncăm, m-am ținut zero carbo 3 zile să pot să țin pasul cu săracul, știi? E... Mănâncă. Mamă, ce mănâncă Vili, Da. nu e uman, e de ăla cu... Terminase 6 gogoși și zicea, Ma. căuta pe Glovo burger să mâncăm burger. I-a zis, Ma. bă, Vili, Bro, eu nu potolește-te. știu, nu cred cum de când am făcut cu Dan, chiar am ținut corect, știi? Perioade. Și dacă mănânc prostii, mi-e rău, frate, mă doare Da, stomacul, am arsuri. știu, Chiar mi-e știu. rău, nu mă prefac. Câteodată chiar, poate dacă aș ține-o mai des, cred că îmi revin, știi? Te-ai obișnuit, da. Dacă ai Da. programat săptămânal sau bisăptămânal, ar Da, fi da, da. altceva, da. Dar câteodată îmi pare rău, așa că zic, băi, măcar când fac un cheat, dă frate să mănânc, să știu că am mâncat, știi? Dar nu mă satur imediat, nu. Te duci, mănânci o pizza și zici, bă, ce asta? Da, zic, Nu? nu mai. Nu, Chiar adică, na, ai văzut când când fac erai un după cu... cheat, mă simt plin, dar simt că nu am mâncat, frate, că nu m-am Da. hrănit. Simt că nu-i proteina, nu-i. Da. Nu e ca atunci după concurs, nu știu, când ai făcut la început, când ai mâncat după Pro Nutrition a doua zi, tot ce puteai? Sau în seara Dar după Pro Nutrition în 5 zile zice că n-am mai fost la concurs. aia? Păi da, las asta, da? Ai mâncat, ai văzut cum te trezeai, transpirat și cu nu puteai să mergi, aveai tensiune arterială. Aveam atunci, antrenam în sală și aveam niște Adidas și aveam pantaloni cu bată, niște Adidas și Nike-uri de aia jos, știi? Mă întreabă un prieten, bro, că da, ești ok? Zic, da, de ce? Când m-am mutat în, cum se cheamă, ușorul ăsta, rotula asta de la picior, Da? îmi ieșise Nu Cristi cred că... materialul de la Adidas, Vai de de la mine. tare tinții de apă, se umflase. Mamă, când m-am uitat, m-am speriat, că nu prea știam exact cum e cu sarea, cu... Da. Mamă, zic, cred că am mâncat cam mult sare. Da, mi s-a Atunci întâmplat. aveam și protocol de la 3 zile nu beam apă, Mamă. fără sare. De ce? Sau, Așa mă era rog, scris așa era protocolul. protocolul, ok. Da. Mamă, ce Așa, chestie. bine, este o logică. Adică nu este o logică a celor care îi spun că e bun protocolul. Eu nu o văd. Eu nu cred că apa intracelulară are treabă cu apa subcutanată. Nu. N-ai Plus cum că să nu bei apă, să te aștepți să nu ai retenții de să nu ai apă. retenție de apă. Păi îți trage apa din intestine. Primul lucru Da, care eu se o formulă întâmplă... veche, bro, cu cloruri de potasiu, cu antrenamente, faci descărcări, două antrenamente pe zi, câte 8 ore, din nu mai puteam nici să conduc, erai, mamă, urât. Și Mamă. dă seama, după un pregătire de aia de concurs, mai mergi tu la al doilea. Ziceai, Doamne, Nu să mai mai e mâncare. mergi, că nu-ți revii de... Păi ce ai Dar nu mâncat tu, primul rând? trebuie, dar nu mai trebuie, bro. Eu după primul concurs am fost terorizat. Am zis, dacă e așa, mai ales că nu aveam nici bani să-mi iau o mâncare mai bună, o vită, Da. asta. Mâncam, bine, era bun și păstrăvă ăla. Mâncam păstrăv. Se făcea, puneam caserolă, luam la muncă, că eram atunci, lucram în sală. Și de la condens cu apa aia, se făcea păstrăvola cu apa, așa, prin el, rece. Pai, mamă, mamă. Ziceai că e și o pârlă când îl mâncai. De Nu atunci știu. nu mai pot să merg păstrăv. Pe mine m-au dat afară de la sală la primul concurs, că era pandemia și a dat faliment sala, știi? Și Bă. mâncam de mâncat, că eu am fost vegetarian până acum, Da. mâncam soia toată ziua, mă rog. Și mă rog, se mai strica soia că o luai cu tine, vară, na, îți Da. dai seama, se făcea soia cu cartofi, miau, mă rog. Bine. Dar eram atât de sărac că îmi luasem aminoacizii fără gust, știi?
Da. Și sunt fier, Erau adică mai ieftini. Zici că e aspirină. nu, sunt amari, sunt fix fier, știi? Ma, Sunt pastilă, da. extrem de amari. Aspirina e mai ok așa că e efervescentă Ma, cumva, n-am mâncat. dar e ca și cum ai roade augmentin, ca și cum ai roade de Ma, ăsta, n-am antibiotic. antibiotic. Și trebuia, nu puteai să-i faci cu apă, că era gustul în tot Da, shaker-ul ăla, dacă bei 300 da. ml, Da. trebuia să bei. Și făceam, îi băgam sub limbă, cu cupa, și cumva dădeam repede cu apă ca să nu simt gustul, știi? Băi, și-a făcut asta și până la urmă a zis că m-a pulanii și-a aruncat într-un coș. Cu oricum nu făceau nimic, ați dai seama, erau încăcat de la mental, că eu aveam 65 de kg și luam aminoacizi, că, na. Dar, da, știu ce zici cu A, castrăvul ăla. e... Da, ciudat. Băgam, aveam aur de-a lui Iubil, băgam în amanet, continuu, continuu. Era mereu aurul în amanet. A, îl băgai și îl Mereu. scoteai? Da, el mai scoteam. Mamă. Da. Și când ai Băi, și scăpat uite de asta. perioada asta? Pe asta, uite asta spun cu concursurile astea, știi? Eu atunci venisem din Anglia, m-am cunoscut cu ea, am stat un pic, am venit la Iași. Eu nu sunt din Iași, normal, sunt din lângă. Ok. Din Bârlad. Și m-am angajat la o sală. Păi, nu făceam aproape niciun ban acolo, adică pe lângă ce cheltuiam. Aveai salariu sau îți dădeau doar din clienți? Veneai tu cu... Da, dădea salariu minim pe economie și Două, plus din clienți, știi? 1600. 1000... Cât era? Nu, 1000 de lei dădea, că îți mai oprea nu știu ce, din client. Ah, ok. Ma, a, da, ca chiria, practic, știi? Da. Clienții, n-aveai voie tu să spui preț. Era 250 de lei clientul, știi? Mamă, Adică ce... prețul sălii, n-ai voie tu. Asta în ce an era? Că... Păi când a fost în 2019. Mamă, Era a... 300 de lei, dar luam eu în mână 250. Bro, și era greu, frate, greu, greu, greu. Șansul lui, băi, nu mai merg, mă dă încolo de concurs, știi? N-are rost, cheltui bani. Și ea a zis, bă, mă, dacă tot a început, ține-te. Asta făcând o paralelă cu ăștia care spun, băi, cu ce te poate ajuta un concurs, știi? Și uite că numai bine făceam cardio acolo la sală și odată am făcut în timpul programului. Dar normal aveam voie, știi? Da, nu știu, patronul s-a luat el și a pus pe grupul angajaților că am ziua aia lipsă, că mi-o taie el. Și am pe grup acolo i-am zis la revedere, mi-am dat demisia, știi? Mi-am luat clienții și m-am dus la o parte din ei. Păi și au mers vreo 5-6, știi? M-am dus la Metalmorfoz de acolo, la Vlad. Eu îl știam pe el, dar mă, și meu somn, băi, vină, nu plătea abonament, nu-mi dai niciun ban, știi, pe oameni, fă-ți treaba. Păi și acolo, na, cum m-au văzut, eram și în formă de concurs, m-au văzut oamenii, s-au legat că am fost și la concursul ăla, eu stăteam să concurez, am prins clienți, știi? Și mi-am pus și eu prețul, 600 de lei acolo, că aveam voie să cer cât vreau eu. Și am început, mai prindeai prin sală, mai online, mai asta, ușor, ușor. S-a adunat. Și după aia ți-ai mutat pe toți din online, din sală în online, Da. ulterior. Bro, e fain și asta în sală. Nu spun că nu e fain. Știi ce nu e Dar ce fain? este... E că nu prinzi toți oamenii pe care i-ai vrea tu. Asta-i. Și dacă mi-ar spune cineva, băi, ai ăștia asigurați lună de lună, te duci luna asta, ai 5-6, luna viitoare ai 8, după aia ai 1, după aia ai... Știi? Și am zis, băi, dacă timpul ăla care îl investesc eu că stau în sală, l-aș investi pentru online ca să mă ocup mai mult, n-ar fi mai bine? Și așa au fost. Dar oricum, e fain și jobul ăsta în sală, nu spun nu. Numai că să Este, lucrez cu omul, nu prea, știi? dar trebuie să ai și cumva, trebuie să fii și tu aproape de nivelul omului respectiv. Că Asta e. când cumva, nu că e o aroganță chestia asta, că nu e o aroganță, dar deja când tu privești mult mai sus, ți-e foarte greu să antrenezi pe cineva pentru un scop foarte mic, știi? Și chestia e că eu acum, dacă m-aș duce să antrenez în sală, aș cere niște bănuți mai mulți. Cam cât Pentru ai niște cere? lucruri care te poate învăța unul cu 500 de lei. Corect. Cât Da, poate învăța un instructor de... vezi că piața e foarte mică la 5-600 de lei. Adică nu știu dacă ai Ei. auzit de scorurile din București, dar
A București e, media e 100 de lei pe ședință. Mamă, mamă, mamă. Media, dar am auzit și 200 de lei, adică sunt oameni care fără 3000 de lei nu antrenează clientul 10 ședințe pe săptămână. Doctor, ce trebuie? Vorbesc serios, așa că Faci e. o ședință, frate, și... Dar Foarte sunt oameni de care tu nu ai auzit, adică oameni care nu merg la concurs, oameni care... Ah. Deștept, cum Păi, ai nu zis, știu. deștepți. Mi s-ar părea, adică, pentru un nivel așa de Iași, 1000-1200 de lei pe un pachet de 16-18 ședințe. Da, te raportezi că atâta și un salariu mediu, E minim fair, de da. Minim, da, e fair. aici. Dacă iei 1200 de lei și ai 5-6 clienți, nu-ți convine să ai și tu 7000 de lei Ba da. și nu Ba mergi da. zi de zi. Nu mergi de zi. Păi, Nu mergi, că ți programezi. E bine, da. Din nou, da, trebuie să fie... asta, dacă faci chestia asta, tot timp zero, că trebuie să stai cu un client, după aia unul mai întârzi, unul mai așa, trebuie să mănânci și tu printre ei. Așa la online poți să-ți ceri mult mai puțin Păi. și să stai frumos pe telefon, pe laptop și să rezolvi oamenii, să iei pe rând poze, Bro, știi? eu aveam rezultate mai bune la online decât cu aia din sală. De ce ai Da! să spun eu? Dacă nu te ții de mâncare asta doar Dar aici. tu le făceai și plan alimentar? În sală? Da. Da. A, păi eu zic de prețurile din București doar la antrenat, fără plan alimentar, fără... A, nu, gen cum îi spun la online coaching, așa și la... Ok. Da, Mamă. adică îi făceam meniu și gen verificare de asta săptămânală, dar nu o să țineau în sală. Na. Păi nu se țineau. Știi Da. că nu e chestia de cumperi un serviciu. E ca și cum tu ar trebui să fii cumva dependent de el, știi? Adică tu ești responsabil pentru cum arată el. Da. Și în momentul în care el nu te-a văzut pe tine niciodată și cumpără un serviciu de la tine, mai ales dacă e un om care, să zicem că a mai făcut puțin sport, știi? Că Exact. nici la online nu cred că e cei mai începători oameni, știi? Păi nu, n-am începători așa. Știi? Atunci se simte obligat să facă de banii ăia, știi? Da. Îți trimite în fiecare sâmbătă, duminică, când ai tu check-in-ul, poze și cântar și tu vezi că are 2 kg în plus, tu l-ai ținut pe deficit, păi bate la ochi acolo, știi? Da. Se gândește și el la chestia asta. E cumva un alt mediu care e mai propice ca oamenii să se dezvolte decât vis-a-vis în sală. Da. Și chestia e că deja, nu știu, când te contactează așa online, crezi că parcă mai mult își vrea o schimbare, așa, prin sală, nu știu. Nu. Da, Poți pentru da și în că... prietenii. Exact. Nu mai vede, dacă Mie mi e. se pare, nu știu, nu mi se pare optim, era să zic. Nu mi se pare chiar ok să dai în prietenii așa, la Mo. online, la coaching, la... Mi se pare că încurcă Așa. cumva procesul, știi? Da, dar oricum nu mi se pare cel mai urât între un băiat și o fată când văd prietenii. Deci când văd că sunt prietenesc mai mult decât trebuie prin sală și aia clienta îi spune, dar nu fac aia, dar nu fac aia, dar... Și Mamă, el mi se zice, pare... lasă, lasă, hai să facem Da. altceva. Mi Da. se pare că degeaba te mai numești antrenor. Da. Totuși, ar trebui să existe o... Măi, trebuie să existe o relație că așa de, nu știu, de bun Oricum simț, dar... există că povestește toată viața și toate prostiile de peste zi. Doar de asta și vine Da, majoritatea. e o terapie și psihologică, dacă stai să te gândești. Da. Că dacă te gândești acum în spate și nu știu, îți vine un nume de client, ți aduce aminte că avea 2 copii, că avea... Da. muncea, era Tot. ce era, știi? Băi, ce Adică... era fain la antrenat în sală când antrenam? Băi, aveam o grămadă de relații. Dacă aveam cu, nu știu, cu centrala probleme, sunam și dacă aveam și doctor, aveam și de bune, aveam o grămadă din toate domeniile. Asta chiar era fain, apelam imediat. Da. Da. Da, uite, Cum? eu așa mi-am găsit în online, mi-am găsit editori, știi? Ah, da. Adică îmi La spuneau oamenii vlog. așa după un timp. Ia zi. Editorii la vlog nu le faci tu? Nu le editezi tu? Mai editez, dar tu ți le faci tu singur? Și thumbnail-urile? Nu, thumbnail-urile nu.
Că uite, thumbnail-urile mi le mai fac, adică Photoshop știu să fac. Știu să editez și în Adobe, dar știu doar să mi le tai, știi? Adică știu să-mi tai, să-mi lipesc chestii, să-mi suprapun niște muzică, Păi dar mai dacă... trebuie mai multe editări. Mai sunt unele ca să prindă, de exemplu, Da. dacă... Uite cum fac eu, stau acasă și fac vlog de acasă, știi? Adică stau la birou Da. și mă uit la o chestie și o comentez, știi? E vorba de split screen, cum mai aranjez ecranele, A, cum mai, nu știi? știu, nu Și știu, chiar nu aia știu. zic. Și în momentul ăla le trimit la cineva care face. Așa dacă am de filmat un vlog, de un antrenament. Mi-l iau, mi-l tai, eu mi-l fac, eu îmi fac eu Da, thumbnail-ul, știi? e Mi lucru le foarte mare. rulez. Dar în rest, uite, de exemplu, podcasturile le-am făcut întotdeauna singur, știi? Da. Adică nu e mare filozofie. Dar în timp... Alte idei care aveam, tot așa, să fac un fel de podcast, mai mult un interviu cu legende ale culturismului românesc, știi? Și să merg. Oricum, sunt în Iași, Petru Ciorbă, Ioana Creapă, mai sunt. Pe aici, pe Moldova. Și să merge așa, prin toată România. Dar de ăștia vechi, care nu știu copiii, știi? Da. Care era o idee tare? Dar nu este timp, frate, și nici... Nu e Să fiu timp. sincer, așa, nici interes mare, știi? Nu e În nici domeniu. interes. Nu e nici interes. Adică la tine s-ar putea să prindă că deja ai subscriberi acolo, știi? Hai, da, te duci până la București pentru 5.000 de view-uri, 6.000, 7.000. Aia e, aia ar fi problema. Și Gândi. încă o chestie, că și eu m-am gândit la asta, că am mai făcut podcasturi, am făcut două podcasturi în sală. Băi, dar e greu. Îți trebuie o cameră ok, în primul Da, rând. Și dacă vrei să sigur. faci podcast de la cu două puncte de vedere, știi, cu să schimbi Da. camera când vorbește unul, când vorbește altul, îți trebuie un microfon bun, îți trebuie niște lumini, îți trebuie o, știi, nu prea pleci tu așa, mi-a eu Sony 1 și mă duc la drum și gata, hai. Mai greu. Greu. Tu știi câte Mai de astea bine. am tras și nu se auzea sunetul la final când le-am adus acasă, mi-am luat niște țepe. Mai bine vorbesc cu niște copii de ăștia care acum mă duc să filmez cu ei, fac de vizualizări. Da, și de vizualizări vorbim. Am avut în cap să mă mut la București, știi? Să mă apuc mai serios de chestia asta. Dar încă tot culturism aș face, zi și noapte, Ai știi? face același lucru. Că și eu m-am gândit să mă mut în Sibiu sau în alt oraș. Același lucru, frate, n-aș ieși și din casă, adică... Deci, păi asta e, m-aș muta doar gen să știu că fac altceva, ca să mă ajute să mă dezvolt, știi? Pe partea asta de YouTube, de... Că ai cumva mai multe săli în care să filmezi sau locuri în care să te duci să mănânci sau chestii de genul ăsta. Am băgat telefonul încărcat. Stai da, gen, și că aș avea mai mult să fac colaborări, să merg, să filmez, știi? Da, exact. Mai cunosc vreo doi. Pivelea, mă înțeleg bine cu el, aș mai face un vlog cu Dorian, iar... Și îți dai seama, crești, dacă pui lunar câte unde ăsta așa, te ajută. Da, clar, clar. Dar, momentan, asta aș putea să fac și acum, să-mi iau un apartament 3 zile la București, mă duc, știi? Nu știu, îmi place mult și sala de aici, momentan. Da, uite, o să te uimească când ajungi la București, că nu e chiar așa. Cum? Nu e chiar așa la București, ca în Metamorfos, știi? Păi da, știu, știu. Aici e disciplină, bro, n-ai, e fain. Disc, orice disc la locul lui, orice ganter, tot. Pentru sport Și îi contează. în termen de echipare, știi? Adică... Da. Băi, mai sunt, este Downtown la București, care da. E fain. Ce compari o sală care e plină la orice oră din zi? Știi? Da, Adică... da. Na, e... E foarte. Da, uite, eu care mergeam o dată pe săptămână de dimineață doar ca să fac picioare, că e singura care... Ai văzut că pare... Da. În general în București, dacă mergi să te duci la sân, bă, una n-are hex squat. Adică un hex squat bun, să zici că Da. E hex squat, știi? Da. Și Downtown cred că e singura care are unul dintre cele mai bune hex squat-uri din București. Și mă rog, tot arsenalul ăla de picioare. Dar în rest, Da. te duci, dacă te duci în partea altă la upper body, te apuci să faci flotări. Da. Mă întrebi cât mai ai. Păi stai că suntem 5. Ah, bine, iartă. Da, e frustrant. Știi? Știu.
Și acum vin și copiii de ăștia, câte 3, 4, stau, wow, eu cred că peste tot e Ai problema asta. văzut ce e pe Fortnite? Stau așa toți, mă, Da. ai mai văzut pe aia? A, frate, cât mai Da. ai aici? Gata, gata, antena. Ai văzut că sunt unii pe care îi sperii? Nu știu, am dat de unii, au întrebat cât mai ai aici și au plecat. Și am zis, mă, Da, doar păi te zi vede, cât mai... te vede mai mare, că nu te cunoaște, da, se sperie. Zi doar cât mai ai, stai liniștit că nu te dă nimeni, dar Da. vorbește, gen, nu-mi zice multe. Da, e cu duș întors. Bun, mai am o întrebare și gata. Așa, bun. Din punct de vedere progressive overload, care ți se pare mai bun, volum versus intensitate? Adică overtime, în timp. Intensitate. Intensitate. Da. Și cum definești Clar. intensitatea pentru oamenii de rând? Că încă mai sunt oameni care întreabă, bă, ce e intensitate? Păi, clară treaba. Intensitatea care trebuie să fie la mine nu o să fie niciodată la un începător. Intensitatea, Corect. așa eu, gen, tu ești începător, da? Nu chiar Da. începător prima săptămână. Nu, nu Ești începător. la început. Și vrei să te antrenezi intens. Îți acorzi 4-5 exerciții pentru grupă musculară. Serile premergătoare să fie câte ai nevoie, dar la serile, primul exercițiu poți faci mai multe serii din încălzire, da? Premergătoare. Corect. Dar după aia eu serile premergătoare le văd doar cu adaptare la greutatea care o să fie la serile de lucru. Adică nu te-a Exact. pus să faci cu 60 kg 15 repetări, cu 70 kg 15, pentru că mi se pare doar un consum energetic care nu și are rost. Nu aduce stimul, cumva. Da. Și tu trebuie să știi că ai câte două serii de lucru. Două serii de lucru. Iar seriile alea de lucru, să fii sigur că dacă eram eu cu pistolul la cap, nu puteai să faci mai mult de o repetare față de ce ceream eu. Chestia e că la începători, n-aș merge dincolo de epuizare la ferturi de repetări, la repetări forțate, aș lua nu știu, mai mult câteva metode de densitate, drop set, știi? Poate chiar un cluster set, adică e greu, cred că la un începător să faci 8 repetări, dar în alea 8 repetări să știi că nu mai mergeau. Mi se Da. pare că undeva greutatea cu numărul ăsta Da. de repetări nu se... Adică eu la început nu știu, nu cred că puteam să aleg o greutate care să poată să-mi permită 8 repetări, chiar și cu un spotter, să pot să storc eu mușchiul ăla. Și Nu mai poți. degrabă aș fi făcut un drop set sau un cluster set sau, nu știu, Păi vezi că aici power drop. apare că e epuizarea aia mecanică, dar nu atinge Da. epuizarea musculară. Știi? Păi asta e. Mai Apare ales. mai repede epuizarea mecanică la Păi. început, știi? Și la noi cred că câteodată. De fapt, A, și să la știi, noi, și la uite, de noi. exemplu, la compound movements, dacă faci, nu știu, un bench press, un împins cu gantere, ai văzut că, păi, până la urmă, ai încheieturi și în încheieturi se pierde tensiunea, da? Și nu mai ajungi să pieptul să fie ok, știi? Știu, Păi, tu știu, să nu știu. mai poți efectiv să o împingi. Și oamenii Știu. zic, gata, frate, aia a fost, te pup, gata, am epuizare. Nu, Nu e. las. Las-o jos și ia mai puțin și ia vezi ce se întâmplă, Nu. știi? Simți că nu mai merge, să mai Nu, zic. efectiv, da, nu mai pot segmentele să împingă și mușchi adiacenți care lucrează pentru mișcare, dar mai Da. poate grupa targetată, știi? Eu de multe ori cam la primul exercițiu din pins, dacă vorbim de pierd sau așa, cam atunci simt mult mai tare epuizarea asta mecanică. Pentru că mușchiul încă nu e foarte, foarte obosit, știi? După aia, odată cu cel mai epuizez, așa parcă apare, e raportul cam egal, știi? Dar, nu știu, metodele astea de intensitate mi se par foarte interesante. Oricum trebuie lucrate și astea cu greutăți mari, că dacă nu o dai în cardio, adică dacă faci drop set-uri Aici până nu mai poți. apare volumul, știi? Păi Crezi că o da. să suplinească vreodată intensitatea? Adică crezi că există vreun punct în care volumul să suplinească cumva lipsa intensității? De exemplu, uite când ai avut ziua aia proastă, știi? Cred că am avut doar pompare bună. N-am Aia e, simțit. Adică aia e. raportat la cum m-am simțit după antrenament, frate, eu după antrenament, după picioare, nu mai gândesc, nu mai sunt om. Da, e SNC-ul ăla prăjit, total, ești amețit, Când dar am nu e venit acasă, hipoglicemie, da. deci cred că
aș mai fi putut să fac o oră antrenament de picioare dacă mai erau aparate să împing, știi? Da. Simțeam mușchi fain, dar e și un sentiment fain. Probabil dacă vreodată nu o să mai fac culturism și o să fac așa pentru mine, stilul ăsta de antrenament o să-l abordez, care aș putea să ies de la sală să mă duc la piscină, știi? Da, gen, da. Să mă pompez. Da. Că uite, oamenii începătorii încă caută pomparea și întreabă, băi, mai făceam live-uri. Și zicea, bă, de ce nu e bine să mă pompez? Adică de ce nu e bine să... Le-am zis să nu caute pomparea în sală, știi? Să nu te ghidezi după, după pompare ca fiind un termen de al unui antrenament bun. Trebuie să produci structurile alea musculare, dar să acaparezi cât mai mult din mușchi. Ăla, cât mai multe fibre să recrutez. Acum, uite, aș putea o faci și un fel la un antrenament de ăsta. Faci 3-4 exerciții în care intensitatea e sus și la urmă poți să aplici un exercițiu cu volum mai ridicat, cu multe repetări. Așa, gen, ca să-ți dea și pomparea aia, greutățile le lași mai jos, oricum. Uite, ce-i pisică? Da. Hai că te vină un copil. Să te văd în George. Stai că s-a prins în perdea. E. Ta doarme. Da, eu am trei. Eu am câine și pisică. Da, câinele nu e în casă. Da, și asta spuneam. Dar nu o să poată niciodată volumul să suplinească intensitatea. N-are nicio șansă. În termen de hipertrofie... Eu știu, eu mă trăiesc intens. Ok, da, corect. Dar nici nu prea știam eu ce înseamnă intensitate, volum, frecvență. Dar știam că trebuie să pun pe bară și să trag, știi? Dar nu puneam mai mult, nu puneam niciodată să mă duc în 20 de repetări, în 25. Dar nici în două. Nici în două. 7, 8, 10, știi? Câte eu Uite, acum cum fac antrenamentul ăsta, că am câte două serii de lucru, 6-10 repetări. Ok. La epuizare, am cea mai proastă pompare, de exemplu. Da, nu, de acord cu tine. Nu simt pompare, nu simt, dar epuizare musculară e cea mai mare. Da, da. Dar dacă mă apuc să fac SST-ul ăla înapoi, explodează carnea, nu pot să mai... Da, știi? Da, da. Dar bine, SST-ul, da, e foarte mult bazat pe high volume, știi, și pe tehnici păi de intensitate da, și da, pe... greutățile măricele. Da, și da, nu, clar. Bine, oricum, trebuie să meciuiești mereu greutatea la număr de repetări, la cum te simți tu, la cum arăți, la care-i scopul. Abiam ăla, făceam la hex squat, 10 serii cu 15 secunde pauză, câte 3 repetări. Cu greutatea maximă care mi-ar fi permis să fac 6, da, dar nu da. Puneam da. Mult mai puțin, nu greu. Da. Și dura setul 5 minute, frate. Da? Tu puneam da. Cronometrul. Da, da, știu. După 5 minute nu mai puteai să... Și mai începești cu 3 cluster-uri la extensii, deja simțeai că e gata antrenamentul, știi? Da. Dar da. Dintre cam toate antrenamentele astea îmi place cel mai mult. Progresiv ăsta. Simt că pe masă musculară se prinde bine așa, nu știu. Da, și mie, prefer să lucrez cumva în zona aia de SST cu mai multe tehnici în pregătire, știi? Da. Că, da, nu știu, e o chestie mentală. Bine, acum, uite, ultimul exercițiu, am o metodă metabolică, o chestie. Fac 80 repetări, pauză 20 secunde, reiau. Până nu mai mergi nicio repetare. Deci cu pauză până nu mai poți să faci o repetare. Asta fac și eu la, uite, asta fac și eu ultimul exercițiu. Exact la fel am păstrat și eu. Pentru că da. Îmi trebuie... Am păstrat un respons de ăsta de vreo 6 seturi, știi? E un respons, da. Da, un respons mai lung. Bine, mai mult clar. Nici clar, nu e cluster. E tot, da, tot respons. E respons. E respons, da. Da. Da, e asta. Destul de smart. Da, eu cred că dacă vrei să crești așa, intensitatea e cheia. Bine, și execuția și na, toate conexiunea musculară, care n-am înțeles-o mult timp, antrenându-mă din totdeauna, să spun așa, cu greutăți mari, eram natural și făceam genul cu 170-180, e mult pentru, eram înalt, se vedea, îndreptări 230, da,
aveam niciodată așa conexiuni. Era în capul meu doar să mut greutatea, știi? Păi da. Știi, când am învățat să fac conexiunea asta cu mușchiul, foarte, uite ce înseamnă concursurile astea, poate să schimbi un singur concurs multi cu... După un concurs, când aveam pomparea aia, frate, și atunci, după primul Ai concurs, simțit fiecare fibră, ai văzut? deci La... atunci am înțeles eu exact ce înseamnă să lucrezi biceps, dar să simți bicepsul. Pentru că Exact. atunci făceai cu o ganter de 3 kg și se exploda brațul, nu puteai. Și am Exact. zis, zic, uite, asta înseamnă să aduci sângele, să-l simți, să simți. Eu nu mai simțiți niciodată, chiar dacă poate mai eram descărcat, mă încărcam, dar nu e ca la concurs. Nu. Eu mă duceam și luam un script, un sfoară și făceam Da. ciocane, știi? La fel mă duceam la piept, făceam așa cu ganterele, la fel și genou, ridică bara și atâta. Cobor cu Ei, bara, ce? ridici bara, cobor cu bara, Da. ridici bara. Da, ce crezi? Funcționează. Funcționează Funcționează. într-adevăr, da. Indirect. Tensiunea aia, toată tensiunea aia mecanică, tu fiind și la început, corpul tău nu e obișnuit cu atâta greutate și funcționează. Dar chestia e că poți să te și accidentezi la început dacă lucrezi așa greutăți Am mari. făcut hernie de disc Te atunci, vezi? știi? Eu am avut noroc. Da. Oricum, eu spun că și asta e punctul meu de vedere. Ca să faci mușchi, trebuie să te antrenezi tare. Părerea mea. Și inteligent, dar și tare. Bine, tare dacă să nu înțeleagă oamenii că doar trebuie să pui greutate, știi? Ei Nu. asta înțeleg prin tare, că mult, Nu. frate, mult, Nu. bara aia să explodeze, bara aia să... Știi? Oamenii nu înțeleg că fiecare om are puterea lui, forța lui, are Exact. geneticul lui. Și tare ce înseamnă la mine, poate la tine înseamnă altceva și la ăla altceva. Tare, adică când ai terminat antrenamentul, să simți că ai făcut tot la antrenamentul ăla și nu mai puteai mai mult. Și tare în raport și cu recuperarea, că dacă recuperarea nu e, na, degeaba te antrenezi. Cât ești la sală, să știi că trebuie să dai totul. Nu Exact. că pui 200 la genul și faci o repetare, un sfert de repetare, spui că uite ce tare. Exact. Nu. Bun. Acum, ca o concluzie a acestei discuții, ca să închidem și noi, să te las, ce le recomanzi copiilor care sunt la început să apucă de, nu știu, un concurs de sală, de... Spune-i cum vrei. Dacă un om de sală, hai să vorbim de sală prima dată, îi recomand doar să fie consecvenți, să nu se piardă foarte mult în detalii, să dea importanța alimentației din prima, adică alimentația e foarte importantă, să dea importanță detaliilor, toate că la început nu le bagi în seamă, hidratare, somn, odihna, care e foarte importantă, și să nu cadă în penibil, pentru că e ușor în ziua de azi să cazi în penibil, pentru că mulți vor să inventeze așa un nou stil de antrenament. Deci nimeni nu vrea să mai facă ce trebuie să facă, știi? Chestia e simplă, mergi la sală, te antrenezi, dai importanța alimentației, ești consecvent și în niciun caz să nu înceapă cu prostii, să cauți substanțe și tot felul de nebunii, pentru că, vă spun și din propria experiență, pe cât e de frumos culturismul, e o lume extraordinar de urâtă aia. Și, na, dacă ar fi și un client, și un frate, și un prieten, îl îndrum, face sport pentru sănătate și atâta tot. Că mușchii se fac, poți să arăți extraordinar de bine natural și plus de asta te și simți bine. Iar pentru ăștia cu concursul care simte așa că vor să meargă la un concurs, să dea tare înainte, să nu asculte 100 de variante când fac o pregătire de concurs. Dacă ai început și faci 100 de variante, ai făcut-o nimica toată, să-și facă de la început, dacă n-au bani să-și plătească un antrenor, un plan, să țină planul ăla până la final. Și nu știu, multe informații, dar nu știu, trebuie filtrate. Dar eu mereu am filtrat informațiile cu logică. Băi, fac asta. De ce trebuie să fac asta? Dacă informația pe care mi-ai spus-o tu am filtrat-o cu logica mea, care e bazată și pe cunoștințe și pe viața mea de zi cu zi, și mi-a spus, băi, are logică, da? Ca și cum îmi spune ție, băi, înainte de concurs, nu mai bea apă. Și tu spui, băi, de ce să nu beau apă? Pentru că apa mă ajută,
faci, mănânc carbo, cu ce fac glicogen fără apă? Și așa mai departe. Corect. Dacă tu nu dai un răspuns la întrebarea asta, nu am cum să-ți urmez sfatul. Deci să cauți răspunsuri logice, să nu se pierd în detalii și cred că un concurs poate să schimbi viața, dacă mergi. Sincer, și te și întărești. În rău sau în bine, Fără depinde. cit miluri. Fără citbiluri, da. Pe off-season, da, dar pe pregătire, cred că e o prostie, sincer. Adică dacă ai tu vreun antrenor șmecher care știe să-ți spună că ești prea descărcat, dar mai rar să fii prea descărcat. Să fii prea în Cam da. formă. Cam da, cam da. Da, pe off-season mai merge. Eu așa sunt de părere. Adică cred că pe scenă trebuie să fii în formă, până la urmă. Și acolo se Corect. trage lumea. 100%. Da. Da, asta e consecvență. Te uiți în 5 ani, în 6 ani, îți faci un plan. E pe un an pe altul, e bun, dar nu e ceva realizabil. Îți spui, băi, vreau să particip, să ajung pro în 6-7 ani. Și acolo îți faci planul, pam, pam, pam. Și așa nici nu ești dezamăgit la primul concurs. Și uite că mulți au și prea multe așteptări. Și merg la primul concurs, mă, când am luat locul 6, locul 5, locul 3, sunt multe chestii. Trebuie să băgați bani, să vă implicați și eu cred că cât dai cu turismul, atât îți dă înapoi. Cam așa Dacă e, dai da. 100%, Bine, câteodată, îți dă înapoi pe cât poate și corpul tău, cât poate, sărac. știi? Bro, chestia asta poate o să mai vorbim o dată special pentru culturist, așa, știi? Pe cât e de frumoasă, pe atât ai și de urâtă. Dar asta cred că și trebuie noi să facem. Mesajul ăsta să-l transmit. Lumea confundă culturismul de performanță cu mersul la sală. Știi? Și vrea să facă lucruri care le facem noi, să le facă, nu știu, cu un job de 8-9 ori pe zi, cu 2-3 copii. E greu. Tu să mai ai acum un job, să stai 8-9 ore la servici, să mai ai un copil doi, să trebuia să-i duci la grădiniță, să-i iei, să-i duci la doctor. Zic eu că mai sar din mesă. E Lăsând greu. asta la o parte, da. Ești prăjit peste tot, adică nu poți să duci chestia asta. Uite, dacă ne uităm la Birică, are trei copii calificat la Olimpia. Sunt și exemple de care el mi-ar spune, păi stai, că nu chiar așa. Da? Da, bine. Vorbim de cu totul altceva. Adică, Da. bine, Alt vorbim nivel. și de corp, mă rog. Da, din nou, e altă discuție. Ai dreptate. Da. În Bun. rest, ce să faci? Fii power, tragi tare, mănânci și atâta tot. N-ai cum. Noi, adică nu ne plângem aici, doar că expunem și partea aia, că nu-i totul roz. Bună, bună, bună. Asta e Kitty? Da. Da. Stam luată de la țară, mai am una e scotiș de aia și încă una care o vine pe balcon. Am Și am văzut-o pe aia păcat. de pe balcon, am văzut-o pe aia de pe Da. balcon. Cred că am văzut-o așa într-un vlog, da. Și mai stau două pe balcon, dar nu le... Nu mai, Alea... gata, nu le mai da drum. Le-am Bun. făcut acolo, le-am pus cușcă, mâncare. De unde atâtea Le-am bubițe? uitat. Da. Mă, este au royal canin. Ah, ești în bani, Da. sau? Dar nu mănânc altceva. Da? Zici? Nu mănânc, pentru că era aia scotiș prima, știi? Și lua Ah, aia numai de aia trebuia să bem. ok, Și da. a venit, o pus și a botul un royal, că nu era să-i dăm lua asta uiscas și lua aia royal. La noi a fost invers, dacă le schimbi pe... Le dau Lidl, știi? Când le-am Da. schimbat pe Purina, pe... Nu. Le Nu le las acolo. placă? Nu, le face Bă, așa. ce este de exemplu sunt nebunit după batoanele alea de la Lidl, de la coșiră. Da, alea mor după Le-am coșină, luat știi? toate batoanele posibile, dar numai alea le plac, frate. Nu Da, știu, și de da, da, da. puni. Bă, în teorie sunt foarte bune alea. Adică pe review-uri și pe ce au în ele, mâncarea la Italia e ok. Gen. Doctorul mi-a spus să nu le mai dau. Au Da. foarte multe probleme digestive, foarte, dar au o viață și ele, frate, ca și noi. Nu mâncăm niciun cent. Pentru pisicile de rasă, da.
Da. Adică pisicele, mă rog, în general, animalele de rasă sunt foarte bolnave din cauza că sunt briduite între ele, mă rog, altă discuție, bun. Da. Da, hai că o dăm în... Ok, bun, mulțumim că Da. v-ați uitat până la final. Pe George îl găsiți pe YouTube și pe Instagram, vă lăsăm linkurile în descriere. Dacă aveți întrebări, dacă aveți comentarii, le lăsați în descrierea clipului. Și vă dorim vizionare plăcută și vă pupăm până data viitoare. Salutare!